Dar ce vrei, zici că nu te-a ajutat TV-ul să... Nu adică... că nu m-a ajutat, nu, nici eu, nu m-am ajutat. <coughs> tu n-ai că sunt de fandaxia asta cu făcut sunt. afaceri în da, paralel paralel? Da, nu cu... am mulți prieteni milionari, prieteni buni nu am, nu am niciodată în viața mea dâmbă și mie sau bagă-mă și pe mine într-o combinație cu tine că poate aș fi, m-aș fi descurcat ceva dintre atâtea știi? restaurante, chestii da, nu știu, zi. habar n-am, orice uh, eu stau cu ei, avem o prietenie sinceră, nu întreb cum au făcut banii, de ce au făcut. Bem un spirit, mâncăm, plecăm fiecare pe treaba lui, ne respectăm fiecare pentru ce face, dar n-am avut genul ăsta de interacțiune, știi? poate că asta e inabilitatea mea. Al de moment... A fi, de a fi prieten doar de dragul prieteniei cu oameni, știi? Vor fi păsesizări. Ce o să fiu păsesizări? Unul are ciudă pe tine și zice că da, a venit capatul și a băgat pula, nu știu ce. Habar n-am, dar n-ai reglementare, da. Ma să zic, intră da. sub ce incidență? Habar Ca să o lămurim, noi am dat rec direct acum. Da, nu știu că, probabil că în timp vor pune niște avertizmente cum e la TV. Vorbim de ce planuri are ce au cu online-ul românesc. Da. Bă, dar nu există cadrul legislativ. Păi nu există. Asta spun, probabil că vor schimba legea și vor pune niște avertizmente. Acordul părinților 12, 15, 18, morți la tavă. Probabil, pentru că altfel nu ai ce? Că ai zis pula pe YouTube? Și da, ce? nu știu. Ce? Eu când am fost la tine m a întrebat și ai pus o întrebare destul de legitimă așa. Bă, dar care i mecherea cu podcasturile astea? Că puteți să înjurați acolo că vorbiți porcos? Bă, nu, nu i asta. Bă... nu, nu la asta mă refeream. Mă refeream care este diferența dintre unele podcasturi care arată unul la unul cu emisiunile lor pe care le fac. Asta e o chestie pe care nu înțeleg. Înțelegi? Adică de ce mă ruță eu asta ți-am dat, ți am și continuat ideea Eu la da, mine consider că pot face un podcast, cum am avut noi discuția aia, știi? Doar că este pe un pe media uh, conservatoare, știi? Televiziune. De ce realizatori de televiziune simt nevoia să-și facă podcast când dau emisiunea în care pot vorbi ce vorbesc în podcast? Doar ca să zică pula pe care nu poți să o zici la televizor? Dar, dar ce, l-ai auzit tu un... pe în jură la el în podcast? Nu l-am auzit tocmai, dar care e logica să-și facă podcast? Când el poate face în emisiune ce face acolo. Eu m-am întrebat tot timpul când mi se pune întrebarea asta. De ce nu-ți faci tu podcast? eu consider că am podcast numai că pula mea. Nu e chiar așa. În fiecare zi de la 10? Da. Eu vorbesc ce vreau, n-am avut nicio restricție, n-am avut, adică oprile și le-am pastea ale legii CNA-ului și la urmă ale bunului simț. Stai să fac o introducere de asta. nu neapărat formală. Nu, începem. Haide. păi nu, că am început deja. În primul rând, Dănuț aici de față, Capatos Dan. Da, să uh, trec, Mie trec, unul din prietenii prietenea foarte dragi pe care când îl sun să mă ajute, mă ajută. Deci mă bazez, pot să mă bazez pe cu, cu întârziere, da? Bă, cu întârziere, dar m-a ajutat. Adică ai fost printre puținii, mai ales din TV-ul românesc, responsivi. Când am avut de lansat și singurul pe la formație și pe la a, veni stată, nu ați da, avut nicio da, treabă. crezut că spui de ăsta. Aici am venit și de podcast, ai preluat podcastul uh, când am dat drumul la aproximativ discuții. Pentru că nu-mi dau seama exact de ce, adică îmi dau seama, dar n-are rost să intrăm în detalii. Invitații de aici sunt mai relaxați, se spun niște lucruri care nu prea se zic în alte părți. Hmm. Și au cam fost preluate bucăți din podcastul ăsta fără să citeze sursa și cred că te-ai enervat și tu la un moment dat că mi-ai și scris, bă, vezi că te citez, vezi că te și dau pe TV, ai dat din podcastul cu Alex Vele. Și ai zis foarte clar sursa de atât de multe ori că mi s-a făcut mie rușine. Deci ai zis Happy Fish TV, YouTube. Pentru că eu, dacă... Aia, sau, mă rog, pentru cei care mă urmăresc de foarte mult timp știu cei care fac asta că este o emisiune lipsită de ipocrizie. Eu nu cred că dacă zici, bă, într-o discuție firească, să mă arăt, am stai cu unul, am băut-o băut cola. Nu eu nu cred că aia este genul de reclamă pentru care poți fi culpabil, știi? Mama a zis la acolo, să-mi bă acolo, acum toată lumea se duce și rupe magazinele în două mâncați -a și că a zis că a Pentru că avem genul ăsta de, de, reacție în continuare în anii ăștia. Mamă, nu zice aia, flopuiește nu știu ce, vezi că se vede carfur acolo, bă, băi, nene, este nebun la cap. Dacă mergi într-o chestie firată, dacă eu zic, bă, să moară mama, n-am băut ceva mai tare decât Coca-Cola în viața asta, e cea mai tare, mă face zeu. Bă, aia, da, dar dacă tu zici, fără să-ți dai seama, asta la un, la un Jack Daniels cu unul bun, nu zici, că zici la un whisky, știi, de obicei, dar sunt branduri pe care le pomenești fără să, fără bă, m-am întâlnit la Nuba cu nu știu cine, sau erau la, frate, la fratele, la fratele, făcând un nebun, știi. Mamă am făcut reclamă lor, să nebunesc, fă, amendă, ne nea ce ne iau, nu știu Asta n-am înțeles -o. Și atunci am impus și șefii mei știu și să luptă cu mine să mă schimbe, dar nu reușesc și nici nu voi reuși vreodată. Bă, încearcă să nu mai zici, frate, că e cu plasare de produse, că eu nu știu ce Stai zic. așa un pic, când zici să te schimbe, să te schimbe de pe post. Nu, nu, e căcat, nu. nu. Să schimbeți ție obiceiul mă... ăsta Nu, să schimbe genul ăsta de... No. de uh, în primul rând, de percepția lumii, până la urmă. Că așa sunt făcut. Bă, dacă eu nu consider, nici nu pot să mă înfrânez, nu pot să mă cenzurez, pentru că nu consider că am făcut un lucru rău. A, că nu vorbesc, nu zic, nu-mi pula, nu va asta, da. E o chestie, m-am ajutat pe scaun, nu las să pun niște bariere. Dar, aoleu, stai să mă gândesc ce brand aș putea să zic și să nu cumva să nu-l zic. Sau vine la o anumită emisiune, la ce emisiune, mă, că mai frustrat e la de acasă când îi spui. Am fost, domne și la o anumită emisiune, moderator, dacă acolo nu știu ce a făcut. Zi, mă, cu nume și până, dacă tu te-ai apucat să povestești. Exact. Bă, Oricum am fost la și uite, mi-a pus o întrebare de căcat sau mi-a plăcut sau am fost la nu Știi? avem voie, mai, mai rău accentuez, mai vin câte unii, da, am voie să zic emisiunea. Bă, dacă o ziceai din prima, să mă, era ok, dacă așa mă și întreb, da, am voie. Bă, acum încep și eu să mă gândesc, să moară, mamă, noi avea voie, noi avea voie, ce dracu încălcăm, ce legi. Uh, și atunci, uh, revenind la ce ai spus, cred că am făcut absolut firesc, adică eu nu mi-am aduc aminte să, da, 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 da. să mă fi apucat, stai mă, să-i dau niște limbi în curul gojire, acum uh, mie el prieten de o viață și sunt dator cu ceva. Știi? Așa nu, natura venit nu. Și repet dacă la începutul lumea încerca să lumea, lumea respectiv șefii, încercau să zică, bă, vezi că nu-i bine, acum cred că s-au obișnuit și ei m-au lăsat dreapuri. Cam asta e. Tu de câți am faci TV? TV, TV fac din uh, 2005. Păi știu, s nu mai știu, 16. 16. Dar eu vorbesc de emisiuni zilnice, știi? De fapt, așa am început. Am început în direct cu zilnic și probabil că drec mai a tot într-un direct. <laughs> Dar presă să fac din 93. Da. Prea să faci din 93 și la un moment dat și lumea cam uitat de perioada aia. Tu ai fost redactor șef la Playboy. Da, în 2000. Din punctul meu de vedere, perioada daura Playboy. <laughs> din punctul meu de vedere. Noi l-am lansat. Noi l-am lansat. Primul număr cu Dana Săvuică, dar zice băiatul, exact, că eram la liceu, s-a făcut chetă, s-a luat playboy cu Dana Săvuică. Vezi că ăla, mergând pe ideea că devine un icon, cum s-a întâmplat în toate țările, inclusiv în state, la un moment dat, dacă nu venea căcatul pe planetă și la noi în țară să, să aleagă praful de toate revistele, ar fi devenit un număr de colecție. Dar acum cine mai știe? Generațiile astea nu mai știu ce e o revistă glosie, adică n-ai ce să mă... Am primul playboy, și la ce? eu am cont pe OnlyFans și pe mă, dea tăiat exact. cu șeptare nebună. O caută și pe Dana da, să exact. vâi, acum da, zice, da. bă, nu prea mm, pe fetișurile nu, astea. Nu, moșule, nu. ți dau prea mulți bani pe numărul ăsta, știi? Da. Dar a fost, o, a fost o caterincă, pentru că a fost singura care a, a avut parte de shooting în Chicago, cu un șmecher, un fotograf, între timp s-a și curățat, nu mai știu cum îl chema, dar unul dintre fotografilor unul fotografiilor șmecheri. Dintre toate pictorialele de la Playboy, care ți-a rămas în cap? În afară Toate de asta cu Dana să la vei. care, am, la care am lucrat eu. Toată perioada aia de patru ani. Multe. Am, am rămas... Nu mai știu cum să numesc gagicile, dar știu picturile. Uh, uh, uite, unul era al... zi. Cosmina păsărin foarte bun a fost. A avut cinci. A avut cinci. Primul, eu zic de primul. Nu, eu zic de unul cu Cosmina Păsărim și cu Nicoleta Luciu, care era inspirat într-o ediție franceză sau olandeză, americană, bar nu mai. Fabulos, pe genul lesbi. Pe genul lesbi. Păi da, erau două vedete. Mai rar un playboy să faci pictorial cu două vedete. Și în perioada în care Nicoleta nu era ramforsată Era deja. Era, 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 astea deja? Erau, păi, era foarte cerută. Dacă era al cincilea, al patrulea sau cine, cinilea, Cosmina, Nicoleta și uh, uh, Ginuța, alea sunt... Uh, Cred că au produs de cele mai multe ori. Nu, și sunt produs, produsele playboy 100%, așa cum era conceptul playboy în America, știi? The Girls Next Door, să iei o fată necunoscută și să o transformi în vedetă. Sper că nu le deranjează, doamne ferește. Pe Ginuța niciun caz, că e foarte asumată și cred că... Da, nici pe nici Cosmina, Stalin, acolo toate sunt, dai seama, la casa lor, nu. Uh, uh. Dar ele, la modul real, uh, datorează notorietatea plibului. La modul cel mai real. Că apoi au adăugat și au făcut lucruri cu cap. Că era numai, și o bază acolo de la care s-a pornit. Decât, uh, multe altele care s-au ratat și n-au știut ce să Eu le zic, cum le spuneam și asistentelor, bă, eu vă pun în brațe uh, un bagaj, o, o, o cisternă, o, o, rabă de notorietate, mâncați vreau, pentru care alții ar da bani grei de tot. Aveți cu grijă ce faceți cu ea. Ai Aici, fost ai sunat pe sistemul nea dănuțe, ia de cu niște bani exact. ca să apar și eu? Ai, -a. A, nu, nu, nu. Am crezut că zicea de niște bani pentru ce bine mi-ai făcut. Nu, no, nu, no, asta e YouTube. Hai, mă, hai să <laughs> Unde? În uh, revistă? În playboy, uh, da. Vorbesc acum de... Nu, dar de un Playboy. Un Playboy, potenț, da. da. Am și o frățioare, o gâscă. Uite, na. Luați așa și... Și nu, nu s-a trebuie să. A, nu nu, 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 Dar nu știu dacă trebuie să povestesc un episod. Nu mai știu Povestește-l acum. S-a prescris. Eram uh, la început. Într-o joi seara ploua. <laughs> <Aia> așa. <laughs> Tuteam așa. Și... Să fi fost 2000-2001? 2000. 2000. 2000. A, așa. Chiar 2000, început. Că vis s-a lansat în noiembrie sau decembrie 99. Uh, și vine la un moment dat prin interpușnic cu gheară la noi. Bă, băieți, vreau să ne întâlnim. La mine și la Dan Boirescu. Dan Boirescu, directorul, redactorul șef. Bă, uite, vrea Nicu cu ne întâlnim. Bă, dacă vrea Nicu cu ne întâlnim, trebuie să ne întâlnim, că nu e cum vrem noi. Nu e cum vrem. Plus că omul ne chema la o masă, la Chioche, știi, la Manos. Așa. Hai să mergem la Manos. A, sta cu Nicu, nu știu ce, bă, l-a dus Playboy, da, frumos, nu știu Și după masă zice, hai, dezvară ceva. Bă, parcă văd Deci aveam un 600 sel, un 500 sel, nu știu, merge, ce deci era pe vreun. Așa. Buf, deschide porbagajul, bă, plin de clasoare cu gagici. Plin de clasoare cu gagici. Cum că clasoare? Clasoare cu ca alea de timbre, ești nebun la cap, cu Albume, poftim, le zic eu clasoare, ca așa nu știu cum erau timbrele, când încep ce puneai timbrele okay, în clasoare. în da, Albume, albume de gadget. Oh. Și a zis, a, am aici marfă pentru 10 ani de revistă. Da, aș vrea să luați marfa numai dintre fetele astea pe care le cunosc. Erau prieteni, dar Așa. <laughs> Avea multe prieteni. <laughs> Cred că s-a prescris. noi. <laughs> nu o să că e riscant ce povestești acum. așa? da, dacă vrei, tai la montaj, că eu ți-ar putea ne tai după aia. Adică... <laughs> Hai să o lăsăm acum, dacă... <laughs> Dacă tot facem podcast care nu-i ca emisiunea, da. hai să-i dăm înainte. Acum mi-am dat seama că n-am povestit-o nicăieri, că n-aveam cum. Că dacă ai mai fi povestit-o, nu mai apucam să o povestesc. Da? <laughs> <laughs> hey, hai că se termină în cariera dacă aici. Nu mă la multe podcasturi. Deci dacă e la tine ultimul, <laughs> să fie epic, știți epic. de ce. Să fie epic, da. Um, mă rog. N-am continuat colaborarea, că era destul de... Nu vreau să o nișăm în asemenea hal, știi? Adică nu vreau să fie... Furnizor unic. Știi? Dorna, furnizor unic al casei regale. <laughs> Așa. Uh, și după aia, bă, ne chinuiam, ca aici vreau să ajung. Apropo de oameni care veneau cu bani, asta s-a întâmplat prin finalul perioadei. Erau oameni cu bani, bani și o fată. băi, vă dau și eu ceva să apăr. Domne, și aia era săraca. Gloria Miralena Bumbescu, pula Lasă-ne nimic, du-te și modifică-i caroseria pe ieri. Ca -o. ne chinuiam mult să găsim. Și ne puneam întrebarea, bă, dacă am fi mers noi pe mâna lui Nianicu, frumos, elegant, nu mai aveam nicio problemă acum. aveam coperți și center centerfolduri și ce dracu mai avea revista aia pe acolo, Te ne duream pulă. Adică, ca așa a fost multă reticență la început. A, plebă, e, e revistele alea curve, nu știu, adică lumea nu înțelegea că totuși nu e chiar așa. Munditatea era, nu era explicită, era evidentă, dar nu deranjantă, avea interviuri, mă rog, eu mă ocupam de ele, deci eu, Asta vreau să zic, interviurile să zic avea interviuri erau foarte, foarte, foarte bune. Smechere. Mă rog, aveau... Interviu cu Tony Grecu din Playboy a fost extraordinar pentru că După... ții minte... da. Tu l-ai luat, da. ții minte că era semnat de tine da. și a avut o replică extraordinară. După 18 ani, a început să mă intereseze apa caldă? Da. Aia ți-a da, rămas în Da, mi-a rămas în cap aia a, 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 a și a, a, a cealaltă a. care e extraordinară ce aia. Tu l-ai întrebat ce ați face domnul Tony Grecu dacă vor face avans o femeie sau vor face avansuri și Tony Grecu a spus m-aș îngrijora a. pentru că după avans știu sigur că vine lichidare. <laughs> El sărac fi pe sistemul vechi. Bă, E și domnul Tony, e bagabon bătrân, adică ești conștient că îl păstrez de sărbători. Da, foarte bine. Aici. aici. Am vor vorbit cu el. Ce am da. păzit la spital, adică frățioare, chiar aici. Eu am lucrat cu, eu am lucrat cu Tony Greco acum în vară. A, a dar n-ați lucrat și înainte? În... Am lucrat și înainte, dar zic post-COVID, am uh -huh. lucrat cu a, el. A, okay. Și e bine. Doamne, ajută. E bine. Ajută. Adică l-am convins ceva. să fie actor în propriului produs, în care trebuia să fie doar producător. Tare. Și era un personaj uh, care chiar corespundea profilului Tony Grecu și am zis, ce dracu stă mai băgați aici. Și a fost și foarte bun, adică a livrat comic. Da, e, cum drept. Cu umor fizic, cu fugit, cu nu știu da? ce, cu da, bătăi, cu asta, cu... Foarte Foarte un point așa. Eu de-abia aștept să vină Tony Grecu da da, 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 în aproximativ. Uh, da, și e plecat de la Playboy. Păi ce dracu? A plecat Playboy însuși de la noi în Adică, când s-a spart jazul la nu, Playboy? Am plecat că nu mai era. Pentru că și venirea la Playboy a fost într-un moment în care trebuia să plec de, din presa de investigație. Adică toată lumea a zis, se să moară mama, tu ești nebun la cap după... Asta vreau să spun. ...de investigații, tu pleci la gagici goale. Zic, Bă, nu mai, o să mai meargă cu treaba asta, o să vedeți. Și m-am Dan, aici de față, și foarte puțină lume știe și vreau să readuc în conștiința colectivă asta, ca și la Bucnici, el de formație e jurnalist de investigație. Da, da, și nu că e jurnalist de investigație. Da, da. Cred că s-au mai spus lucrurile astea. S-au da. spus asta. Mă rog, acum, Bă, dar erai unul din aia, doși și cu coaie și care nu stătea la discuții. Adică îți înțelegeai foarte bine meseria și o și făceai. Eu țin minte perioada aia. Țin da, minte da, chestii pe care le-ai făcut. eu făceam de pasiune, nu pentru... Alții au continuat să facă investigații și sunt milionari. <coughs> da, mă rog. Deci ai făcut switch într-un moment neprielnic, ca zic așa. Nu. Într-un moment era, prielnic pe termen scurt. Momentul era prielnic pentru presa de investigații. Am avut satisfacții pur profesionale, pentru că... Pe unde ai activat? La exact. Evenimentul. La evenimentul zile. La evenimentul zilei. Și după aia când am plecat toți, când a plecat Cristoi, am plecat la național. A dus toată gașca de la evenimentul la național. Și după aia, așa, încercând să găsesc un loc uh, Arat arată tocmai bun de semănat, știi cum să zice? N-am mai găsit, am mai pendulat așa între Media Pro, vrea să să deschidă ziarul la de prânz, așa am și ea rămas la Playboy, că a deschis informația, vrea să facă informația aia veche, știi? Da, da, da. Iar la de prânz, n-a mers, căcat. Și când s-a împărțit, când s-a împărțit norocul, eu am nimerit la Playboy. eu am nimerit la Playboy Junior editor, junior editor, era, mai era femeia de serviciu sub mine, adică, de, era oia, director, doar redactor, șef, redactor, șef, ajung, drag, 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 drag și junior editor, împreună. și copilul Bogdan Carp, cum era, pe <gri> la film era, pe... păi și cum ai ajuns să... Păi, tati, redactor, șef, că... Am ajuns, n-am să papă nimeni, dar au... Au recunoscut și valoarea într-un <gri> Nu era, era o redacție încropită în scriitor Dan Boerescu fiind scriitor, știi. Și au realizat foarte repede că o revistă nu poate fi condusă de scriitori decât dacă e dilemă sau 22 sau baricat, nici măcar, nu mai știu. Ea nu era o revistă în care uh, să ai nevoie de atât de mult Scriitor și cu atât mai puțin la conducere, cumva. Fiat Avea că... nevoie de jurnaliști. Fac și... o paranteză acum. Că ești băiat deștept și cam știi care e ora exact așa. Ținuți să pare că acum e cum zic. Dar repede nu vreau să-i jignesc că erau băieți și suntem prieteni în continuare. Dar <coughs> era nevoie și de o mână de jurnalist, cumva. Cred că așa au realizat. Nu știu, am Andrei. Ce vreau să întreb asta. Acum e spun feeding de informații, cum zice americanul. Da. Să bagă informație cu lingura, cu orice preț, da. în capul omului. Exact unele reale, unele mai puțin reale, foarte mult realitate truncheată, foarte mult chestii scoase din bă. context. Nu știu ce vrei să întreb, dar aici împărate, cred că de abia acum contează pregătirea fiecăruia și creierul fiecăruia mâncă. Pentru că este un, un șuvoi, cum zici tu, este un fluviu, un Amazon, un, nu știu, un Nil, la un loc de informații. Pe aici de față, pe care l-am adus și... Dacă nu știi să discerni, și asta nu poți face decât cu creierașul tău, Ris să te duci să crezi că ne cipează în pula mea și că pula mea ne bagă nu știu ce sau mai știu eu ce, știi? Grozăvi au ieșit acum la nivel. Tocmai pentru că n-ai reușit să filtrezi cu ce ai acumulat până la vârsta asta. Tu citești și mă uitam 40% din publicul până în te-am întrerupt și încerc să mă opresc. Dar o să-mi pierd ideea și e foarte important. De 40% din tinerii până în nu știu ce vârstă, dar de înaintată, sunt analfabeti funcționale. Adică citesc și nu înțeleg ce citesc. Tu asta e mai, grav tare. Tu de e groaznic, grav. Procentul este uriaș de oameni care citesc, le dai o foaie în mână, citesc un ziar, o carte, nu și îi înțeleg pe dos. Sau nu înțeleg nimic. Și cred că, de fapt, pentru foarte mulți dintre noi, și voi asta de informație, e degeaba. E degeaba. Adică o citesc, nu o înțeleg, nu o filtrează prin creieraș sau dacă o filtrează, iese borhot în loc să iasă frunte, știi, ca la ca la, ca la, ca la țuica aia bună, Și vorbea cineva mai, avem un prieten mai radical așa, bă, te într-o țară cu nivelul de sărăcie ca noastră și cu nivelul de educație pe care l avem noi, bate, ar trebui controlate de stat. Și Facebook-ul, și YouTube-ul, și tot, adică fruțioare riști, o răzmeriță națională din cauza prostiei. De Riscăm o Spun asta în contextul în care... Doamne frește, în contextul în Suntem... care nu mă consider neapărat un om foarte inteligent, dar mă sperie foarte mult câtă prostie ne înconjoară. Prostie de aia pură. Bă, nu ești inteligent, dar ești autodeterminat. Adică ai proprietatea nu, ideilor. da, măcar atât. No, no. Asta zic. Adică ai niște păreri pe care poți să le și argumentezi. Dar eu te întreb pe tine ca bagabon bătrân și om care are a ta televiziune în spate și mă erți, ce ai văzut la tine în emisiune da, ca tipologie umane o... no. te-ai distrat ce ai căpătat ceva experiență de pe urma chestia astea. A fost jurnalist de investigație. Redactor șef la Playboy în fața șuvoiului ăsta de informație, din care preponderent, preponderent este ori adevăr trunchiat, ori fake news, da. tu presupun că ai un mecanism de a discerne informația asta reală, de aia falsă, sau de a înțelege că informația care e prezentată face parte dintr-un context mai larg. E, ce sfaturi dai tu lui Babuiaș, care tocmai a absolvit jurnalismul despre cum ar trebui să discernă ăsta să se pare lintea de neghină cum ar veni. Cum, cum îl învezi ăsta să dea la o parte fake news-ul? Nu știu, babuia și etalonul cărei tipologii vrei tu să fie, că nu vreau nici să se simtă jignită. A copilului sărat, educat vreau. care a făcut uh, școală și s-a interesat. General, nu cred că o facultate, te, indiferent pentru ce pregătire este ea construită, uh, te face să fii șmecher în pregătirea respectivă a doua zi după ce ai terminat. Deci nu cred. Unul la mână. Doi la mână, a terminat jurnalismul, ok. Va trebui să vadă cum mai arată jurnalismul în România. Din punctul meu de vedere nu mai există. Deci el a terminat o facultate moartă. A terminat facultatea latină. Înțelegi? Facultatea de jurnalism în România, la fel în care se prezintă jurnalismul în România acum, și de Fii atent. Stai puțin. Stai, că așa. Dacă are copilul deci, întrebării. care are, are bulan să prinde într-adevăr o redacție în care să se mai facă puțin jurnalism, dar abia în practică va constata că tot ce înveți în facultate este, sau mă rog, mare parte din ce înveți în facultate nu degeaba, dar nefolositor. Dar mai mult decât atât, și acum mă opresc într-un minut, Așa. trebuie să aibă baza, frate. Adică până ajungi în facultatea asta, dacă baboia și-a citit o mie de cărți, am încredere că va ieși un jurnalist bun și va ști să discernă între linte, boabă și neghină și mai știu ce. Dacă mai fost pe la un teatru, pe la un film, a mai cunoscut cu placa, știi cum e sunt aia și cunoscut exact, exact cu placa. Exact. Nu o să aibă nicio problemă. Am mai cunoscut DJ a... care nu știa cine este uh, DJ important într-un cel mai mare club din România. Nu, nu au zis de Culture Club. Așa. Ca DJ. Cum să bă, nu Culture Club? Dacă și un mosă de români, poate că nu știu 90 cine Culture Club. Cum acum, 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 Dacă îi spui de Boy George, s-ar putea 50. Bă, dar tu să fii DJ și am și zis, bă, cu trescule, ca să nu îl sparg, să nu ne spargem. Păi hai, acum nu, faci ai ca... ca aia care zic la tine și am fost la o emisiune. Nu, chiar n-are Nu, asta nu e atât de important. Este important faptul că uh, ai șansa să lucrezi, că înțeleg că își făcea meseria uh, nu cu plăcere, știi? În una dintre cele mai mișto mesele, mi bă, să pui muzică, să distrezi lumea. Băi, e păcat că ăia pe care distrezi să știe mai multă muzică decât tine. A, că nimerești unul, doi pasionat, cum suntem noi, mergem la Petrica, da, da, da. căcat. Da, se poate întâmpla. Ah, da. ca să vă explic clar, paranteză. Hai să, -mi, să -mi întrebe Babeaș, întrebe babeș. Da nu era nimic de întrebat, într-adevăr abia în practică îți dai seama că facultatea nu te învață nimic, dar aici, și acum îmi pare rău că mănâncă ca de -ai mei cumva din generația mea, pe la facultate de jurnalism, jurnalism se vine în majoritate pe mentalitatea că plec de aici prezentatoare sau asistentă a, la Capatos. Dar eu n-am fost prof, trainer, profesor, gâții mă ce am fost eu acolo, la noi la facultate. Așa. La facultate, la școala superioară Nu, școala la aia, la IMA. Așa. Zii, Cum îi zice Cum îi zice? Că nu... E acronimul de la ce? Că nici nu... Media Academy. Să mă ierte Sandra, mă și bate dacă mă aude acum. Intag Intag Media Academy. Și veneau toate gagicile mele studente, în primul rând, aveau mașini mai șmechere decât a mea. Adică ca și toate asistentele mele. Toate... Și începeai să vorbești cu ele. Să vorbești profesional, că așa erau bune multe. Puteai vorbi multe, știi cu ele. Păi, fetelor, nu știu Prezentator, tu ce vei, prezentator, tu ce vei, prezentator. Una săraca mai răsărită, eu vreau, domnul reporter, să... Bravo, am ținut o minte. Și chiar a ajuns. A ajuns de la reporter la prezentator. Păi, pe la RTV, cred, numai. Uh, toate prezentator, prezentator, prezentator. Și i-am pus în numere. Bă, cât credeți că sunteți voi aici? De curiozitate așa, dați așa o, cu ochii roată. E vreo ai 50, 40, 50. 40 vreau, cel puțin 40 vreau să fie prezentatori. Și voi vă gândiți că numai în, în, generația asta a voastră, care dura oricum șase luni cursul ăla, e nu era cinci ani că la facultate numai. Deci numai din asta, 40 vreți să fiți prezentatori. Era al patrulea ciclu. De, ăia de înainte toți vreau să fie prezentatori. Încă vreau 40, 50. A ajuns de și cineva prezentatori din aia care da, chiar vreau? Au ajuns, da, au ajuns. Și chiar buni. Sabrina Preda am impresia că, că a terminat Ima. Uh, care este foarte șmecheră pe, 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 sănătate, mai ales acum în pandemie, și prezintă CNN, cum e la Antena 3. Uh, dar se strângeau vreo 200 din tot ce era, plus ce mai urmau să mai absolve cursurile astea. Și zic, vă dați seama că trebuie să apară 200 de emisiuni noi, numai pentru voi ăștia de aici. Sau să moară 200 de prezentatori ca să le luați voi locul. Pe de altă parte nu e, e bună bari, concurență. Nu mai bine, dacă voi doar asta vă doriți, șansele sunt ca alea de a câștiga la lot o marele pot, adică să fiți toți prezentatori. Că mai bine orientați-vă pe o meserie unde șansele să deveniți ce vă doriți sunt mai mari. Ca așa dați banii degeaba, e o experiență, stai cu o diplomă, nu o să te fac nimeni prezentator. Fii atent ce te întreb acum și legat de ce ai zis mai devreme. Ai zis că a murit jurnalismul în România. Bă, dacă n-am văzut puțin, e cu masca, pă, dacă nu e intubat. Unul din motivele pentru care Colectiv a fost nominalizat la Oscar, vorbesc de documentarul Colectiv. Da. Stăteam și vorbeam cu Liviu Mihaiu. Uh -huh. Liviu Mihai și el fiind la rândul lui e un personaj foarte controversat, da. așa. Uh, și foarte împărțit publicul legat de Liviu Mihai. Adică ori îl plac, ori nu îl plac. Da. Și stăteam și făceam noi așa un breakdown. Ne uitam la celelalte documentare care au fost acolo și ne gândeam, zic, bă, de ce a fost nominalizat Oscarul la, la Oscar colectiv. Da. Și mi-a zis o chestie interesantă la, care m-a pus un pic pe gânduri. Bă, cred că l-au nominalizat americanii pentru jurnalism. Pentru că acum în America e atât de mult să bate cartea pe biasul ăsta jurnalistic, adică a devenit un pic o caricatură cnn -ul. A devenit mai de mult. O caricatură. a devenit de mult. No. O coloși de ăștia care erau însăși probitatea jurnalistică, însăși paradigma probității jurnalistici, cum e cnn cum e BBC-ul, Reuters o agenție de presă acolo, e altceva. Cumva au ajuns un pic caricaturale din cauza bias pe care îl fac. A ajuns să fie o sursă mai demnă de încredere, în rândul populației Statelor Unite în momentul ăsta, Fox News. Dar ei sunt asumați. În America sunt asumați. Bă, noi ca CNN mergem cu ăștia. Noi, Fox News, mergem cu ăștia alții. Există bă, partii în, priori de-astea America... foarte clare? Da, asta vrei tu să-mi Da, dar este asumată la, la, pe, pe față. Că mai trădează și trec în tabăra al altă asta e altceva, dar lumea știe. Bă, vreau să văd, uh, uh, nu știu, tir pro Clinton, mă duc la ea. Vreau să vă contra, mă duc la ei Adică sunt asumați, asumați. La noi întotdeauna a fost un balet de stat, nu știi care televiziune de știri cu cine e, deși toate sunt cu câte cineva la un moment dat, că sunt. Așa e treaba. Poți să aduc aminte foarte momentul că 2000. Că noi facem un jurnalism partizan. Noi nu facem un jurnalism independent la, la nivel de televiziune de știri. Asta e părerea mea. Jurnalism partizan sau merc mercenariat? Că e foarte important. Nu imporant. vreau să mă duc acolo, că nu vreau să-i jignesc. Nu, nu o să vorbim niciodată de rău. Niciun coleg. Și nu o să dau, am spus mereu, nu o să dau niciodată în judecată un coleg de breaslă indiferent ce ar scrie de mine, și mai multe. Deci nu mă gândesc la mercenariat. Deși toată lumea trebuie să trăiască, mai ales în vremuri grele. Mai ales în anii electorale. Dar, de ce ai răspuns? Dar mult mai evident este felul în care se face jurnalismul. Jurnalismul la noi, cel puțin la nivel de uh, multe televiziuni de știri, are o puternică uh, tentă pro stânga, pro dreapta, pro ce vrei tu, nu răzbate într-o grilă de dimineață până seara, bineînțeles că sunt insule de obiectivitate, pe fiecare post în parte. Dăm exemplu de insulă de obiectivitate de la nu intact. Nu vreau, pot să zică lumea că 5 ai mei. Sunt. Dă-mă de la tine din curte, că da am și zis. dă un exemplu de obiectivitate. Din punctul tău de Uite, vedere. Îți dau un exemplu ca să încurajez generația tânără. Chiar emisiunea pe care o face Sabrina asta cu cnn -ul. Mi se pare o emisiune uh, foarte bună informativ și făcută și pregătită bine. Știi? Foarte coerent așa. Da, foarte un exact. point. La da. talk show, talk show oricum își pun amprenta moderatorului și atunci n-ai pretenție să fie uh, 100% obiective. Pentru că este, talk show este o emisiune de autor cumva. Și atunci personalitatea autorului cumva se răsfrânge și asupra că știu și la mine. Adică dacă îmi plăcea un invitat îi de în Dacă nu... Țineam mai... Procentul de invitați care uh, îți plac dar... versus dar, care nu îți plac care e? Adică e bară la bară? La mine? La tine. Dar fi pe corecte, lasă că... Ce pot să spun corect. nu sunt prieten. Cu 99% dintre invitați, nu sunt... Avem relații ok sau din cei care mi-au trecut pragul. Cei care sunt prieteni nu vin. Uh, nu, vin, ce <laughs> Vin, și prez, Din vin, 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 vin. Da. Uh, Și mulți alții. Dar uh, eu nu am făcut ceva uh, ca să demonstrez, mamă, la pe la să ceva sau la pe la altul să altceva. Eu am mers pe trendul vremurilor de fiecare dată. Și în principal am mers pe, deși cu mici excepții, pentru că au fost și serii în care vreau să le pun masa în cap, uh, în primul rând să mă simt eu bine. Să mă Bă, tu te simți bine. Să mă distrez. Și senzația asta am reușit să o transmit. Bă, sunt căcaturi cu nemiluita la el. Dar, știi, aruncă ea cu căcat în ventilator, dar pe el nu-l ating stropii. Știi? Adică am știut să... Și tocmai pentru că n-am nășit pe nimeni dintre invitați, nu am devenit unii nimănui. Asta am e o chestie la, pe care o ai în comun -am cu Trandafir. Uh, nu știu dacă o am sau nu. Am. O zic eu din -am am afară, nimeni, zic cum așa, văd eu. Am, am gașca mea de pe care zic. este extra TV. Că, datorită faptului că ne-am întâlnit în foarte multe emisiuni, cu unii dintre ei m-am împrietenit, uh, cunoscându-i în emisiune, dar cu foarte puțini, uh, știi ce zic, nu am avut uh, uh, genul ăsta de încuscriri, cum au avut alți prezentatori. Uh, și atunci mi-am păstrat libertatea de a mă distra. Da, spune toate de dar nu respecta legile cineau, au, a da, fi un om care nu are altă... Te-a bușit au? M-a bușit, dai, că vin, îți N-am uh, avut altă dorință decât să-i fac pe oameni să râdă înainte de culcare, frate. Și așa le-am spus, mână, bă, dacă eu reușesc să vă fac să râdeți așa, cu prostii, cu show cu ce căca făceam acolo, cu alea, cu țâțele goale, să picteze geamă. Eu vorbesc de în perioada aia nasală, cu bananele, cu Nikita, în Coșciu, cu oșciu, cu morții mei. Bă, lumea zicea, o să moară mama. Nu credeam că o să vedem așa ceva la televizor. Adică am adus cocleala și tâmpenia în mainstream, știi? Tot ce făcea Diaconescu în, în Asta voi să zic. Ăla e nebun, pula mea. Eu am avut curaj să o pun pe un post important, mâncați-i, și să fiu și lider de piață an de zile, mâine. Și să-i și omor pe toți care au încercat să ia la trântă cu mine. Adică n-am mai rezistat nicio emisiune, știi? Între timp, vremurile s-au schimbat. Noi vrem să fim ca afară. Bă, dacă vrem să fim ca afară, trebuie să respecti mâncația, îngura. Nu mai arunci cu chiștocul, nu mai dai cu, cu flegma verde pe, pe asfalt. Nu te mai îngură gură polițistul, că s-ar putea să-ți dea un baston să-ți rupă metacarpienele, sau cum să numesc astea, <gură> înțelegi? așa nu-i bine. A, păi cum, domne, să nu dau eu acum, nu să nu ne înțelegem noi, știi? Bă, vrei să fii ca afară, să vezi civilizație de acolo? Trebuie să renunți și la alte, ă, alt gen de libertăți pe care poate ar vrea și ea să le aibă, să te înțelegi cu unul. N-ai domne pe cineva, noi toți avem instituția omului în România, este n-ai mă un om, am un om, cum drept, -am. dacă n-am, are ăla pe un om și pe alt om și pe nu -și, adică trebuie să ai un om întotdeauna. Uh. și atunci, mergând foarte încet cei drept spre această civilizare. Normal că toate excesele alea pe care le făceam eu atunci <laughs> <laughs> mi-au fost cumva retezate, dar niciodată nu mi-au zis uh, nici șefii, nici patroni, bă, nu mai faci așa ceva că o să pățești rele. Te dăm deci n-ai avut clenciuri cu, direcția cu n-ai avut. A, și asta mi s-a părut, am mai spus și la, cred că la Codin, bă, eu am trăit sloganul gândește liber la mine în antenă, mă nu trebuia să mă duc la ProTV. Și eu am fost cel mai liber om din antena aia. Nu a sunat o dată telefonul de la nimeni. Cu patronul m-am întâlnit o singură dată la un botez, ca așa s-a nimerit. Uh, Înțelegi? Eu deci când am venit cu Tony la... Dar am venit ușurel, ușurel, ușurel. ce îmi pare rău este că n-am reușit să-i conving să nu schimbăm numele, pentru că un show păcătos era un brand mișto și să putea marketa foarte mișto. Păcătosul, și Mă rog asta a fost o decizie care nu mi-aparține îmi pare rău că au schimbat-o pentru că și titlul a fost dat de mine într-un moment ne duceam cu 20 de titluri că ne-am apucat să facem aventura asta Mai minte din alte variante care mai erau? Din alea da, 20? Da, erau multe legate de numele meu Capatos, show, un show cu capatos, nu dar mi se părea că nu eram. Capatos în gură, n-a fost niciunul, domnul capăt. <laughs> <Capato. laughs> fel de fel de, de astea neutre, cam cum e și ăsta XNS care nu spune absolut nimic, în punctul meu, nu mi total la septic, așa, dar poate că pe vremurile astea e bine. <laughs> și atunci, în lift, mi-a venit asta, un show păcătos de la uh, anagramarea numelui, știi? Am luat silabele și le-am încurtit, mă uitam eu așa pe hârtie și am scris cu pixul, un show păcătos în loc de capatos, că erau foarte multe de capatos. De titluri capatos. zic dacă zic păcatos, pac păcătos, un show păcătos, păcătos în sensul că să țineți cai de tine așa, că parcă nu-i vrea să-l lași, nu că e păcătos când înjurăm pe Sfântul Ioan. Și... mi place cum explice așa de... Ai da, că... intrat și într-o zonă de asta nostalgică. Ți s a luminat ochii, mă, când înțeleg. ai început să povestești. pe acolo de începuturi. Fost, Vorbesc a fost, serios. a fost, bă, bă tu ești foarte vesel acum, nu știu dacă îți dai mai seama. mai show pe care l-a văzut rând. Exceptând pe Diaconescu, am zis. Cu care bă, pe Diaconescu nu poate să-l bată nimeni. pe, pe Diaconescu, de la care poate singurul om de la care m-am inspirat și ne-am șeruit invitații și care chiar m-a ajutat și a fost super băiat, dar a fost cel mai dement show care s-a putut vedea pe o televiziune puternică, mâncați Ăla a fost un show păcătos. Păi trebuie să recunosc că aia cu Nikita în coșciug la tine. Cu Nikita, dar multe a, a fost rău de retardare, tot, băi, nu, nu, a fost o retardare și nu, din comun. Deloc. Dar Băi, nu, 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 lumea nu înțelegea eu, pentru În contextul în care noi crescuse un <sus> adolescență uitându-ne la Jackass <sus> da, și la Andy Dick da, dar ea nu explicau. Eu bă, aia nu explicau. Una, păi nu, ea făceau tâmpenii, se trăgeau cu curul pe glas, pe glas papir doar ca să distreze în pula mea. mai stea după aia două luni pe nimic, să stea mai numai în picioare, că aveau bube. Pă. Dar eu încercam tot timpul să găsesc explicații jurnalistice, că așa eram format. Bă, de ce am pus eu pe Nighit, am în coșciu? Că toți au zis, bă, ăla mai e sănătos la cap și pula da mea, de alea Bă, și care a fost explicația? Păi, apoi. cu o seară înainte, pusese Diaconescu, că Nikita a vrut să se omoare, avea unul de asta și a luat-o la fugă pe Magheru Ciu, și n-a izbit mașină. Din fericire, să zicem. Știi? A -a datat, trang, și atâta, dar făcea domnul Dan și urla că știi că Diaconescu avea, eu mă omor, mă omor. Și Diaconescu a pus sondajele aia de opinie, știi că avea el cine ar câștiga dacă s-ar bate Daci cu samurai, pula mea. Cine, <laughs> nu știu, căcat, și ce Și l-a pus aia mâncat de ora. Vreți să, să moară Nikita? Bă. E nu sunt cea să o salveze. Că n Aia să te amilu cu străzi și îl pop. Ce pula mea să faci? Gata, frate. De, de să o salvăm, Hai să tragem un gheșef de aici. Vrei să moară Nikita? Bă, 99% da. Da, să moară două morții. Da, 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 da. 1%. Da. Băi, băi, 1 no. Bă, Băi, totuși ce nație de hater suntem. așa și zic, exact și eu zic, bă, da, ok, Caterinca, Caterinca, da. Până la un punct. Și bă, dacă 99% și să uita lume, grămadă. Dacă 9-9%, bine, alea probabil le desena el de acolo, nimic, habana, dacă acolo, nu sună nimic, au habar n-am Dacă 99% dintre oamenii ăștia vor să o vadă moartă, hai mă să vedeți cum e. Hai să o vedeți moartă. Și am pus un cușiug. Ai făcut o simulare cum ar da, veni. Am pus un coșciug, n-am zis nimic. Abur ah, de la pula mea, că știu că avea o mașină stricată, nu prea bun, abur. Și am zis eu mâncați-i bă, uite, la Dănuț, aseară, v-ați dorit să o vedeți pe asta moartă. Ma. Place. La dănuță stă la altă la o vedeți. Servici. Vă place așa? Așa am ajuns? Să ne dorim moartea unui om care nu avem nimic de-a face? Uite, a vrut o moarte. Uite-mă moarte. Gen, eu. Jurnalistic. mea. Numai că până să termin eu să las momentul de suspans, s-a ridicat ea. Nu vor când vor câinii, domnul Și pula mea s-a ridicat un cociuc. A stricat-o moment. Dă-te-mi, mea. Mă rog, numai că oricum trebuia să ridice de acolo. Mi-au zis ăia doar, bă, nu, nu pune încălțată că ne murdărește Giulgiu ăsta, în pură că l-a dat de la Tony Mormânt, de la Antony de la frumos, elegant, de lux. Și zic, bă, încerca să... Și la cap, ce am văzut că nu prea e spălată și puneți-i voi niște o, o de, 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 la machiaj. Știi că zice să nu lase drept. Bă, dar știi că în contextul Pe perna aia, știi că corectitudinii -aia? universale din 2021, ce discutăm aici devine ușor greșit complet, adică ce povestești. Apolo, corectitudine. Ce corect. Aș, gata. Am rezolvat-o și pe asta. Uh, paranteză. Eu nu mă regăsesc în corectitudinea globală din 2021. Nu mă regăsesc. Neînsemnând că sunt, sunt neapărat brun hitlerist, spuneam eu. Sau homofob sau nu știu ce alte chestii. Nu. Deci. Știi doar că avem prieteni. Nu? Avem prieteni comuni comun Prieten. Da. Deci, a... nu nimic, dar mi se pare că lumea merge cu cea mai mare viteză într-o direcție total futută. Nu poți să scoți faza cu, cu albă ca zăpada când o sărută prințul să o învie, că nu este un sărut liber consimțit. Păi ești nebun, păi la o salvează, ești prost la cap. Când se neacă unul și vine salvamarul, îl întreabă, bă, vrei să te salvezi, tu ești înnecat acum, vrei să-ți fac de asta sau te lasă cred de te Așa e bazmul, la mea, așa s-au gândit ea, bă, uite-o să și și sare mărul din gât. Nu, domne, scoatem scena aia că nu și-a dat ea acordul. Eu o să moartă, am o măr în gât, sărută mă ca să mă salvezi. Ce mă asta? L-au pedepsit pe unul că a jucat Otelo. Bine, asta poți să o înțeleg, că era de fapt unul alb care de zic cum își preine. Ba asta cu breakfastul, cumva, da. asta le înțeleg. Mă bă, bă adevărat. Au avut, da, da, De aici până la împinge demența, la absurd, băi, o cale nu mare, este o cale pe care noi tropăim, nu pășim în vârful piciorului, tropăim, grav de tot pe drumul ăsta și drumul ăsta nu duce unde trebuie. ce va radicaliza foarte mult societățile, drumul <coughs> ăsta va înlezni ascensiunea unor partide neonaziste pe care s-ar putea să le prindem și noi în timpul vieții noastre. Extrem de mult și atunci o să ne întrebăm, bă, cum dracu' s-a ajuns aici? Să fim prag de bubuială pe planetă, când de fapt noi am vrut să nu mai pupe eu la păgură să-i sară morul păi Nu ați vrut asta, bă, nebunor, ați vrut să să distrugeți niște chestii care pușau rostul lor, la locul lor, în epoca lor, la într-o anumită lor. perioadă și care aveau sens atunci. Este ca și când, nu știu, m-aș cu mama că n-avea pe la mine e problema... Îmi dădea de alea, știi, izmene fierte în oală. Păi nu era pe împărsul, pula mea, ce să-mi dea? Și că mă frigeau ăla pe la coaie și acum să o iau pe mama la bătaie, că bă, de ce nu-mi dădeai, mă, mâncați iura pe împărsul? Ce dacă nu era? De ce mi-ai dat cârpe de la înduite? Băi, <gătări> da, nu, bă, nu așa. Să adică eu nu, -am, nu reușesc. Îmi stă în vorba lui mătușii mea. Nu, că stă -mi mintea la semafor. Îmi stă în ce <gătări> era vorba Stă minte la să vorbă. Cum să văd? Și multe nu mai îmi amintesc -am acum niște niște aberații, mai ales în zona asta a, a, a entertainment -ului. Bă, să nu se mai numească 10 Negri Mititei, să se numească nu știu cum, aceea, nu știu. Am înțeles. Din filme, multe scoase, erau, citisem în... Bă, cea mai gravă și printre primele care au fost intens mediatizate a fost aia cu... Uh, pe aripile vântului. A, bravo, da. Aia a fost o chestie care... Da, A fost pe început. Aia a fost o chestie care pe mine m-a pus un pic pe gânduri. Vă știți povestea? Stai că avem și oameni în of. Vă știți povestea că voiau ăștia să cancelluiască pe aripile vântului? Tu mai ții minte, Baboiaș? Ce să Mă, aripile vântului un film despre război de ce se secesiune din Statele Unite și despre sclavie. Da subtextul cărții este că de fapt e vorba, că ai, asta n-am înțeles, că în carte este vorba despre aburirea sclaviei. Păi da. Și despre dus mai departe, pentru că e o replică extraordinar de tare acolo, în care foștii deținători de sclavi, după ce i-au eliberat, au, au ales să-i reangajeze cu simbrie, cu leafă. Da, da, da. Și unul le-a spus, bă, nu e de ajuns, trebuie făcut mai mult. Păi de ce? Și zice, păi acum pentru că îi dai salariu, gata, suntem frați? Ori mergem mai departe, ori nu mergem. Asta este replică care este în film. Da. Este în film. Da. Făcută, replică spusă de unul din soldații care tocmai se întorsese din război luptând pentru abolirea sclaviei. Bă, stai un pic. Da, corect. Și acum ăsta voia să fie canceluit cum ar veni, din simplu motiv că propagă o practică uh, care e foarte dăunătoare Sclavia, bineînțeles. În contextul în care romanul ăla... Dacă nu e despre asta. Nu e despre asta. E dacă exact îi citești sub textul, da, e da, fix da, exact invers. Cum, da, mă, da, da. Asta spun. Și a trebuit să-l pună HBO rog. înapoi pe serviciu de streaming cu disclaimer la început. Da, știu. Că nu se promovează asta sclavia, puneam, da, asta este o oglinda, da, oglinda vremurilor da. și tot așa. Cu Tarantino, cu Django Ancin, ce, ce mai facem mâncați așa? Da. Cu Tuel slave, Slave, ăla care e un film dar extraordinar dar de altfel. Intrăm pe un teritoriu unde naroz. Fiecare în casa lui sau aici în casa lui o gândește așa cum Și e. problema știi care, din păcate, păcate vor... Luând, luând punctual, pentru că a început acum să fie foarte tabu ca noi doi dobitoci din România, Na. discutând despre asta să fie greșit, să nu avem voie nici să discutăm despre asta. Da, atingem lumina opri le bem o bere și vorbim în continuare. Ce Băi, eu am prieteni prieten de culoare și am prieteni de culoare din state cu care am stat și am vorbit. Da, bă, da, artiști, pe de da, astea, nu da, astea. Nu și mi-a zis, e vorba. chiar nu despre asta e vorba. Deci Dar sunt mulți oameni de culoare care realizează și ei, C că e prea mult. Băi, mi-au spus, demersul e foarte corect. Da. Suntem și noi total de acord cu propaganda asta în a schimba percepția asupra sclaviei corect. și cumva a restaura și imaginea da. oamenilor de culoare și că avem niște chestii de recuperat. Da. Că să mă ierte Dumnezeu, inclusiv eu vorbeam cu rapper de ăștia care sunt mai bătrâni. Da. Uite, îți dau un exemplu, MC Whipper Whip, uh -huh. care e unul din primii MC de hip-hop din lume, în da, pula da, mea. Curând. El fiind pe jumate american, pe jumate portorican. Și zicea, bă, sunt de, culo... sunt de... măsa portoricană, tasul de culoare. Da. Și zice, bă, sunt de acord cu chestia asta, că să mă ierte Dumnezeu și eu când am pornit în viață, am pornit cu stângul. Ca da. și așa era contextul atunci, da, da, ce, să face? ce să faci? Ce să Exact, ce să faci? Am pus mâna, am schimbat percepția, am asta. Bă, da. A început să fie o chestie, el m a explicat asta, de la el știu. Deci ce zic eu acum, mi-a fost explicat în detaliu timp de câteva ore, uh, concluzionez așa foarte frust uh, și, și uh, foarte, uh, compresez foarte da, mult discuția, da. mi-a zis, a apărut un fenomen cu care nu sunt de acord de discriminare pozitivă. Adică dacă eu sunt da. imbecil și mă duc și mă angajez pe un post și nu fac treaba acolo, la nu mă da afară de frică că sunt uh, discriminat de frică că o să invoc, o, da. o să invoc discriminarea, nu că sunt si imbecil și ap la mine la serviciu. Și nu e ok. Inclusiv eu, fiind pe jumate portorican, pe jumate de culoare, n-am putut avea o vulcanizare, cum se zice, da. la noi. Da, corect. Mă rog, un tire shop, zice. Da, da, da. Și n am putut, era la luat pe unul care era o lepră și băga și mâna în gestiune, așa, și zic, bă, nu puteam să-l dau afară, bă, că veneau ăștia peste mine, că nu pot să-l dai afară. La mă furam continuu, da, nu da, făceam da, nicio da. treabă. Mă duceam cu dovezi, cu de astea Adică ei intră o comunităților. Băi, sunt niște chestii care sunt foarte definez. Da. ipocrizia este că, Dar în continuare zic, întotdeauna, suntem întotdeauna noi doi beliți care vorbim da, despre asta. Da, detaliile contează mult mai mult decât fondul. De foarte multe ori. Iar detaliile astea adunate, părerea mea este că nu vor duce într-un punct bun. Nu vor duce. O să poate nu murim. Scoate telefonul. Și o să vedem. Că trebuie să vorbim și de asta. De Așa. Uh, la un moment dat, unul din telefoanele care pe mine m-au flatat, la modul cel mai serios și nu mă încăcat acum, este semn de la film, eram cu un prieten de-al meu, sună telefonul, mă uit, bă, mă sună capătul. săracul, avea nevoie de ceva, stai să-i răspund. Ia răspund și dănuța aici de față și băgicule, fii în ce m-am gândit. Când dăm drum în sezonul ăsta nou acum, la un show păcătos. Vrei să vii coprezentator cu mine? Asta a fost coprezentator. Și a fost și primul om la care m-am gândit. Domnul, și zic, ce mă că eu te-am întrebat, te ai eliminat pe toți ei la și nu mă ești tâmpit pe tine, la tine m-am gândit. Ce vorbim noi acum, ai 2016? Nu mai știu, chiar nu mai știu. În <coughs> momentul în care a venit Dorian. 17. În 2017 eram nu, deja la Tanana. Deci în anul. momentul în care a venit Dorian, pentru că tu n-ai vrut, eu vroiam pe cineva din zona asta. Nu că ai avea foarte mare legătură tu ce faci tu cu ce face Dorian, dar vroiam ceva din zona necomercială, nu uzat pe TV, dar foarte, foarte respectat în online, în, mă rog, în medii underground. Așa nu, gândit. și mai respectat în nici acolo, stai și liniștit. Și da. și cum ești, mi se părea că putem face un mix mișto. Și dar, puteam să facem un mix mișto. Dar n-ai simțit-o. Băi, n-am simțit-o atunci da, nu pentru e că problemă, doamne, ferești, doamne, ferești. eram în perioada da. în care unul eram foarte calapă muzică, cam un și pe da, afară nu de, am de mult. Da, când ai venit în emisiune. -ai da. și zis, bă, vreau să rămân pe zona mea. Da, cu ogul am înțeles. Mersi, mă. Deși m-am gândit destul de mult până să scriu. Că ai văzut că au trecut câteva zile până să era mesaj. să nu te fi gândit sau să nu te mai gândești de acum, știi? Nu, un nu, nu. Cu părere de rău sau nu mai știu cum. Atunci așa ai simțit. Și eu am dat la o parte multe lucruri. La și, cred că am fi făcut treabă mișto. și mă gândeam cum ar fi fost dacă, știi? Da, n-ai să știi. A, mai povestit într-o Doar că, că eu aș fi dus-o dus într-o direcție în care nu știu dacă era foarte mainstream sau ce -ți trebuia ție neapărat. Nu știu. Eu nu mai mă gândesc că trebuie ceva. Eu ți-am zis, fac ce vreau eu acum acolo. Nu cred că mai am nimic de demonstrat, fără să fie vreo aroganță nejustificată sau vreo lipsă de modestie. Dar deja sunt între aia și să mă mai chinui, știi? Da. Făcând, repet încă o dată, cu iertare pentru comparație, cam ce face de peșmod. Și de mod, mai scoate albume pentru radio? Nu, mai mai auzit o melodie nouă al de pe radio, cred că de 15 ani cel puțin. Dar o să vezi că sunt 80.000 de oameni la fiecare turn concert al lor. Știi? Adică face pentru ei, fan. fac muzică pentru fani. Adică pentru ei? Nu mai am de demonstrat, să mai mă iau la trântă. Într-un fel, chiar mi-a convenit mutarea pe Stars, că nu mai aveam presiunea asta să mă bat cu Pro, să mă bat cu Canal. Bă, să chiar voiam să vorbim de asta. Bun. Tu ai văzut-o ca un downgrade? Și atunci... La nu, modul cel mai sincer. Nu. Ce s-a întâmplat în pandemie a fost nu cam văzut a fost un downgrade, că așa a fost. Din păi mutatul, pe tine când da, te am mutat, mutat atunci noi am vorbit și erai un pic capsat. Eu eram pe altele, nu pe asta. Că să împinseseră, să făcuse în așa fel grila de la antena 1 încât eu intram de la 12 jumate. Și am zis, bă, chibăta e de joc să stau de la 12 jumate la 1. O jumătate Nu că vreau să fiu moț să bă, ca pe vremea lui Nenicu, deschis frigiderul, mă văd eu, dar n-am ce spune, nu mai mă pot exprima într-o jumătate Într-o jumătate ori, între care 10 minute erau și publicitățile, adică nu, când am o jumătate ori, ai voie 6, 6 minute, plus promo, 2, 8 minute. Ce să spun în 22 de minute, sunteți nebun la cap? Lasă-o drag, măcar lăsați-mă să mă duc în treaba mea. Nu că e provizură, nu știu ce. După aia s-a tot împins, s-a tot împins. A apărut pandemia, au apărut niște observatoare de noapte, nu știu ce. Și mutarea firească asta a fost pentru că ei vor să ridice Adică antena merge și cu mine și fără mine și cu Teo și fără Teo și fără Tucă și fără Mihai Radulescu. E brandul mult prea mare, nu asta e problema. Uh, și am înțeles-o din punct de vedere managerial, adică și eu aș fi făcut la fel, eu să fiu manager, să am niște oameni, niște piloni și să-mi permită și contractele lor să-i mudă colo-colo în funcție de cum mare compania interes. Bă, da, gândirea a fost foarte ok, adică ei au ridicat stars doar mutând niște piese fără să Cheltuiască nimic. Adică nu au dus pe altcineva să facă o emisiune de la zero. Am mutat o emisiune care, într-adevăr, nu se mai regăsea în grila aia pentru că era foarte, foarte împinsă. Exista șansa să stau până la două noaptea. Adică, bine, eu le-am zis, bă, dacă vrei stau ca Diaconescu, dar nu, cred că mai sunt vremurile. Eu, eu cred că, fac... tocmai acum, sunt vremurile, tu... fix vremurile alea. Da, poate, dar nu, e vorba de monetizare, că nu stai așa de nebun. Stai pe niște costuri și de la 12 noaptea. Publicitatea scade rate cardul foarte mult. publicitatea. Din adică tot ce se încasează, se încasează până, la 11, așa, între 11 și 12, mai e ceva, și după aia vedea și bun. Uh, și mi s-a părut ok. După ce am trecut de faza în care să nu mai insist cu antena 1, că nu se mai putea schimba, nu se puteau schimba grilele așa de repede. Și a zis o chestie provizorie de asta de un an, doi, să ridicăm star sub, pentru că e foarte cerut de către publicitari. na, astea discuții interne, știi, vreau să intru foarte mult în amănunte. Dar un argument mișto a fost, bă, și o să-ți faci, să faci tu ce talent vrei, tu pe două ore, îți dai seama. Era exact mai mult decât înainte, că eu când eram cu Stoian aveam o oră și un sfert. Și fără presiune și fără, știi, de data, au leu, rating, au ne-au bătut ăia, ne-au bătut ăia, alții. Nu mai e cazul. Și de punctul ăsta de vedere stau relaxat. Eu oricum eram, ți-am zis, eram relaxat că am făcut toate tâmpinile pe care le voiam să le, voiam să le fac. da. N-am privit-o așa, Când n-aveam de ce, să, n de ce să, o să o privesc așa. Și atunci m-am gândit că este momentul să experimentez. Pentru că putea să iasă treaba cu tine, putea să nu iasă. Putea să fie bine primită, putea să nu fie bine n-ai de unde să știi. Cum am făcut cu Dorian. Am experimentat cu Dorian. Din păcate programul lui nu i-a permis să mai continue. N-am cum să trag o concluzii după un singur sezon, știi? Că atât a stat el și a stat și cu piciorul rupt, că veniți de la Madagascar, unde fusese el la ultimul drum, ziceam la, la emisiunea aia, ultimul trip, s-a numit. Și a fost, mă rog, semi-eșec, așa, s-au -au întâmplat multe dramele, au murit părinți ai concurenților, nu mai, a venit și ăsta cu bușit și Paula Chirilă turtit, mă rog. Și noi ziceam mai când se termină ultimul drum, că <laughs> nu mai apucă, nu mai vine să doamne fereste uh, Și stând doar Cela și sezonul scurt era sezonul de toamnă care ar vreo două luni jumate. Nu mi dau seama dacă a fost un experiment bun sau neutru. Adică neutru a ieșit. Nu dau seama unde s-ar fi dus. Într-o zonă ok pentru noi sau ok pentru el sau nasoală pentru noi și ok. Abar n -am. Dar am un punct în care voiam să fac treaba asta. Să... Tu ca audiență cum stai acum? Oh, ca să o lămurim? Când mai am C întrebări legate de audiențe, îl sunt pe Dan, pe, că are el acolo, nu știu ce soft, nu știu ce algoritm, nu știu, are el niște da, date audienț, pe sferturi de, de oră tine, da. și stă tot timpul și îmi dă tot timpul răspunsul corect. Adică eu vorbeam inclusiv cu el, vorbeam de audiențele, dar divertis, nu știu dacă mai țin minte. Da mă, dar le pe toate din 2000... când te, te sunam să, să te întreb ce făceam eu pe post concurent. Da, da, da. Am, <coughs> am toate audiențele din 2005, de când am început să fac televiziune. Le-am păstrat în mail-uri pe minute, pe sferturi, pe cum vin ele, că vin în trei tranșe în fiecare zi. Uh, antena Stars a fost lăsată de izbiliște în pandemie. Era numai pe reluări. Și ajunsese pe zero. Zero, zero. Cum pe zero? Păi, dacă dai numai reluări, ajungi pe zero. N-ai ce să faci. Și la începutul anului trecut, când s-au făcut bugetele și s-au văzut care este cererea și când au vândut toată publicitatea pe tot anul, li s a vândut tot pe tot anul și au dat seama bă, degeaba avem, am, vândut, am avem încărcare 100% pe stație dacă stația face 0. Din cauza faptului că în pandemie s-au redus foarte mult și producțiile. A dispărut Morar, a dispărut Brancu, au dispărut producțiile și nu, nu mai era, atâtea pe foc de veche. Nu Poate se exact pare că și Morar, și Brancu, și tu cumva erați cam pe aceea zonă? Nu, în niciun caz. Nu. De eu ce? Eram, eu eram demento. Ei erau... Cei okay. drept era mai îndulcită la... Ah, erau... Adică cele mai mari prostii la tine le-am văzut. Asta e clar. <laughs> nu, no, nu exact. Concursurile de cultură generală no, cu Vadim nu Tudor nu și cu tu. comparații, da. da. bine, ale erau chestii, ale erau, erau chestiile mișto din demența, din demența zilnică a programului. Apropo, cam am alunecat acum. Da. Trebuie să-ți și pentru faptul că l-am cunoscut Dumnezeu să-l și pe Vadim Tudor. <laughs> Datorită ție aici, în spate, la restaurant la eu Z. Eu nu mai știam că ai făcut la episodul ăla cu curvele. Bă, ăla a fost senzațional, dar po trebuie povestită ăla. Da, tocmai deci... am zis, l-am mai povestit în altă parte, dar e epocal. Îl <coughs> povestesc da, cum da, l-am văzut eu, prin da, ochii exact, mei. Da. Eram cu Dănuț aici, a mai sunat tu, că tu mai sunat. Păi mi-ai zis, tu cred, eu rămăsesem în capă, dacă nu, mai ești cu Nu, tu știi, tu știi Eu veneam tot timpul cu Vadim la Z, aici în spate la tribunal. Noi aveam aici hepifișul vechi, da. că e de pe vremea aia. Da. Noi l-aveam deasupra aici. Uh -huh. Tu veni să iei dată sau două în vizită aici, bă, studio, mare investiție, nu da. știu eu, bravo, faceți, nu prea facem. Aia las, nu e nimic. Noi nu ce să mâncăm aici. Bine. <ră> Până terminăm noi să faceți. Da, 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 da. Cam așa a fost. <ră> și după aia mai sună. și bă, vezi că, uite, cu domnul Vadim aici, mai zis vreo două, trebuie, vino tu. Uh, Cata, tata, vin. Da. Eu nu mai mi-aduc aminte exact contextul. Da. Și nu, mai, nu, nu am ști, nici nu, nu erai ști. foarte treaz. Cred Căt. că eram obosit, că nu aveam cum să nu fiu, că eram cu mașina. Nu beam, eu nu beam. El bea câte trei sticle de JPSN. de cu gâtul strâmb, Da, 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 Bosteam, da, da, da. Poșir, că Și stăteam la masă, bineînțeles, domn Vadim Tudor, foarte spumos și cu povești la el. Și da, bă, puteți, Eu de aia și veneam că nu aveam ce să vorbesc, îl ascultam pe el. Da, nu, era extraordinar, era un spectacol total. Și la un moment dat intră un pește. Da, mă, unul tatuat cu trei cu trei prostituate. Și era, era foarte clar. Îi împărțeau banii la masa aia de lângă noi. Știi că asta de-aia intrase acolo. S-au așezat și împărțea, ăla împărțea banii. Băi, deci era suprarealist total. În contextul în care eram cu tine la masă. cu Vadim Tudor. Cu cine, cine, mai eram? Păi eram noi, Vadim, Codrin Ștefănescu și bă, Marius, nu Marius, cum îl cheamă? Zi, senatorul de zicea aia. Nu, eu nu-l știam pe el. Ba da, mă, de zicea senatorul Bideu, zi. Da, știu despre cine Mergea e vorba, dar nu știu, nu-l nu cunoșteam. Cu da, a, ok, da. da. Nu avem nicio treabă. Da. Nu, nu avem nicio treabă, eu cu tine aveam treabă. Nu mai Marius Manole, dar nu, îmi scapă numai. Cum? Marinescu. Exact. Marinescu m-a da. luat Corneliu Vadim tinere, te-a adus dănuț aici dănuț e băiat deștept am planuri mari cu el, la toamnă da, da, la liceu da, exact la toamnă dacă îi ajută Dumnezeu poate la fără frecvență astea erau <laughs> Doamnele, glumele deci exact zona asta era trebuie să-ți fac un test de cultură generală măi obezule m-a luat direct da? așa, din ce capodoperă literară face parte următorul citat m-a întrebat și în penii, după Garcia Marquez, după Felix și Otilia, i-am răspuns, dai, sau i-am zis acolo, asta e. Uh, ți-a cam plăcut cartea asta cu noi. Și din momentul ăla n-a mai vorbit cu mine. Ok. Cam asta a fost. Asta a fost botezul. Și a venit pește ăla cu prostituatele, împărțeau banii la masă și îl văd pe Vadim cu se întoarce. era deja la a doua sticlă și ceva de GPSN. Spre da. a treia. Da, da. Și s-a întors așa <coughs> Dar foarte teatral. Ce faceți? Uh, copii v-ați întors în schimbul 3? <laughs> și ăsta, stau, bă, era mulitule, nu știu. Nu știu, l-a zis, dă pula mea de martalog. Da, exact. C Ia uite, și-a cu Cum vorbești așa cu domnul președinte? Nu știu, băi, vă încic pe toți, lăsați-i neîntreagă. Da, acolo. stai că avem, suntem cu treaba aici. Hai să mergi. nu, nu, nu. Hai să mergi. și a fost foarte bun răspunsul lui Vadim după aia. Măi, cretinule, că l-a luat direct. Deci a văzut că nu, n-are cu <laughs> Stai uh, liniștit, și bea aici cu noi un spris de vin, că viața e scurtă, băi, dobitocule, să ne apucăm noi, să ne tăiem pe aici, că oricum te fac bucă... până am mai zis la nimic, că a văzut că nu, noi râdeam și nimeni nu era intimidat de el. El era obișnuit cu metoda metodele. de și nu știi că mereu zicea. Că da, am da. Sulița, a făcut sulița, -a. Fabulos. -a Eram la nivel olimpic, da. în tinerețe. <laughs> Zic, ok, Devezi un delir Noi, complet no, da, Tot. No, no, no. Bă, știu că m-am distrat atunci da. și altă chestie foarte tare este că am avut parte, Dumnezeu să ierte și pe Johnny Răducanu, cred că de același botez, cred că știi și mie ți-a cântat Marseza la pian. deci ăla era test. Picum, cum? Domnul Răducanu, aș vrea să veniți diseară la mine. Că el a venit chiar cu Vadim între ei. Da, da, da. da, da. Uh, și aud. Stai așa. Ta -ta, ta, -ta, -ta, ta, -ta, -ra -ta, -ra -ta. ce asta, mă? Marseza, domnule Bine, mă, -te peace, dar te-ai unde e studio Ăsta era testul, deci dacă trebuia să intri, avea garsoniera acolo la uh, am marseza sau am cântat timpul -am Americii? Eu nu mai știu. nu, ai cântat timpul -am nu Marseille. Da, nu, nu contează. Da, cum era Marseille, mă? Stai așa. Sculați voi, <laughs> Ca acum mi-am dat seama că n-am cântat Marseza. Da, unde? Ne Ne-a cântat... Ăla era testul. Cânta da, Marseza da, da, dacă da, recunoșteai. Da, da, da. Hai de capul meu. Ce vreți să bagi Marseza acum în stări lămurești? Păi să văd ce am cântat, ce n-am cântat. Așa. Ia. Yeah. Când... La pian n-a recunoșt. Nu mai încolo. așa, da. 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 Și cam asta era. Ăsta era testul. Ăsta, da. Băi, ce personaj a fost și Johnny Răducanu. Ăsta, Johnny Răducanu a fost a fost cel mai mare gest pe care l-am avut noi. Să ne ierte Dumnezeu când s duce și Aura Urzicianu. Nici nu vreau să mă gândesc. Da. Ăsta era pasajul pe care îl cânta. Da. Asta, asta ți cânta a. la pian, nu? Da. Asta era. Și te întreba ce recunoșteai bine. Nu recunoșteai, ți-închidea ți închidea da, ușa da, telefonul? Da, 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 da. Mă rog. Foarte tare a fost Johnny Răducanu Extraordinar. Da, da. Tu ce ai făcut cu Johnny Răducanu în emisiune? Da, da. da. Nu, dar ce ai făcut exact? Uh, nu mai știu. Că știu că a fost o chestie foarte tare, mai ales aia nu cu mai, el și cu Vadim. Nu mai știu. Nu, atunci nu, a fost aia Cultura Generală, cu Ani? Nu, nu, atunci era Vadim singur. Uh, nu mai știu pentru că am, am făcut apoi cu Andrei uh, Andreea Berecleanu la radio, era News FM uh, o serie de emisiuni cu Johnny Raducanu și din cauza asta nu mai știu exact ce am făcut pe TV <coughs> nu mai știu ce am făcut am făcut o emisiune frumoasă mi-a povestit dar el tu în afară o... de un show păcătos. Nu ți-au oferit și alte proiecte, dar tu ai făcut și matinal la un moment dat. Da, a acum fost până în... Am făcut 2 ani de matinal cu Cioran, Cristina Cioran. Și apoi un show păcătos. Uh, fiind o, emisiune în capătul grilei, la ore extreme, nu cred că... Și una și alta. Da, și una și alta, mă rog. Dar asta cu atât mai mult, pentru că din cauza asta dorm 4 ore pe noapte și acum. Tu ai preluat matinalul după Brenciu? Nu, Uită lumea că a făcut și Brânciu Matinal la antenă. Cu Brânciu Matinal, apoi a fost. Cred că a fost un program de știri. A fost. Nu, nu mai știu. A deci fost, a fost o trandafir cu După Apoi a fost, e, aia a fost Brânciu. de tot. Da. Brânciu, dar între astea au mai fost. A fost și Paula Chirilă cu un program cu uscat și cu trofi. Cu uscat și cu trofi, că atunci intra Paula pe. Și pe cred ecran. că eu am preluat de la ei, dacă nu cumva a mai fost un tampon de știri câteva luni, dar nu mai știu sigur. Uh, cred că am preluat. Uh, când s-au oprit ei cu matinalul. Trebuie să verificăm o TV Mania. abonați odată când s-au terminat. Mă simt Satina. obligat să fac și paranteza asta. Eu o ador definitiv pe Paula. Adică e știută asta. Da, mă, da, e super fană. Da. Lumea o vede cum e la televizor. E mișto. E fașa, foarte mișto, da. da. Printre e cele da, mai da. mișto femei pe care le știu. Da, e de șpriț, de distracție. Ce-am făcut cu ea pe la Antolda acum. Da. Mi-a povestit. Caterinca totală, da. Uh, nu, alte proiecte nu. Uh, dar nu rog. ți s-au oferit sau efectiv n-ai simțit nevoia să te duci? Uh, mi s-au mai oferit. Mă întrebau, bai, vrea așa? Eu voiam parcă, să fac o emisiune cu tine. Parcă nu... M-au vrut... Mă sunau fel de fel de producători de la noi. M-au vrut în jurul la... X-Factor, parcă. Până la început. la începuturi. După aia nu se prea să potrivea. Cred că și la umor. Nu mai știu. Am avut un balet de ăsta. La X-Factor tu ai așa fost așa în așa lotul la care a fost propus, în care am fost și eu propus, pe mine m-a propus Răzvan, Răzvan Munteanu, uh -huh. soțul de Lee. Da mă, știu, te prieteni. Păi, avem, na, și, și nu este prieteni. comun. trebuie să vorbim și de cripto la For Friends and Family. Ce drag să vorbim. La tine treaba. A... De vorbim da, ala, asta vreau să mai zic. Nu se mai potrivește mâine. Întâlnire. Da, avem ce să vorbim de cripto. Cred că cea mai bună definiție pe care mi-a dat-o și mi-a dat-o un, om, un băiat deștept și cu bani a fost sta niște că e loterie totală de fapt. Normal, da. În pe contextul multe... în care ai o monedă pe care poate să o influențeze un... Pe multe monede, pe cele mai multe e loterie. Pe Bitcoin și pe Ethereum nu cred că mai e loterie. Adică sunt niște... Sunt niște... parti safe -uri. Da, așa cred eu. Pare. Așa cred, adică bineînțeles că au fluctuațiile astea uriașe de la 60.000 la 30.000 dar când, dacă ai răbdare cred că în final, cumva... ai făcut bani, bani din cripto? Am făcut niște bitcoin, da. Dar, din păcate, i-am vândut prea devreme pentru că am psihologia omului care n-a avut bani și n-a avea răbdare. Adică stăteam să mor mama, s-a făcut de două ori, de trei ori, gata mă ies. Știi? Și am ieșit. Am ieșit pe la 23.500 cu două bucăți. E, acum două bucăți, acum mi e căzut, mă rog, în momentul în care registrăm, am mai căzut la 6 de mii, acum o săptămână era 67. Deci două bucăți la 67. Erau de da? șase ori mai mult. Da. E, lăsați. Nu mai contează. Față de cât am luat, am ieșit pe plus. Adică n-am pierdut pe cripto. La fel am făcut și eu, stai N-am pierdut pe cripto. Aștept acum pe altele, că mai am... Sunt băgat până altele, dar mă rog. Asta e altă discuție. Da. Mm. Dar tu ești nu... într-un moment al carierei în care e stabil. Adică n-ai grija zilei de mâine, n-ai probleme de astea. Grija zilei de mâine nu o ai când n-ai rate. Sau când ai bani strânși ca să acoperi datoria de la bancă. Tu ai datorii la bancă. Am și nu mi se întâmplă încă să iau, <laughs> să iau și am dacă mâine zice banca, uite bă, domnule ce plătiți acum toți. Bine, nu, să am la barna, mă dă afară, sau, mor, nu știu. N-am să acopăr toată datoria de la bancă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu stau liniștit. Stau liniștit că teoretic sunt sănătos, teoretic că nu mi-am mai făcut analize de vreo 3 ani, că n-am mai făcut puserea la tensiune care m-au tras pe dreapta la propriu, un sfert de oră, pe stânga, că am o viață nicită, în punctul de vedere, da. Sunt Altă chestie pe, pe care vreau să vă dar o povestesc. Nu, nu mă, mă înspăimântă viitorul. Așa cum se întâmplă el, adică nu am genul de relaxare a unui om care are un milion de euro în bancă. Da, bă, nu vreau no. să mai fiu decât sănătos, că restul n-au, nu sunt prea multe lucruri care să mă coclească, știi, să mă turtească. Când am datorie, am un săcotei aici pus deoparte. Eu mai am încă genul să dau apăsare, pentru că n-am prins perioada în care se făceau foarte mulți bani în TV. Știi? Nu. Sau, mă rog, puteai cu ajutorul TV-ului să faci foarte mulți bani extra, știi? Dar ce vrei, zici că nu te-a ajutat TV-ul să... Nu că adică... nu m-a ajutat, nu, nici eu nu m-am ajutat. <coughs> tu n-ai că, că sunt de fan de axia asta cu făcut nu afaceri da, în paralel cu... Da, să, să... Am mulți prieteni milionari, prieteni buni. Nu am, nu am niciodată în viața mea, dâmbă și mie sau... Bagă-mă și pe mine într-o combinație cu tine că poate aș fi... M-aș fi descurcat ceva dintre atâtea, știi? Restaurante, știi? chestii... Da, nu știu, habar n-am, orice. Eu stau cu ei, avem o prietenie sinceră, nu întreb cum au făcut banii, de ce au făcut. Bem un spirit, mâncăm, plecăm fiecare pe treaba lui, ne respectăm fiecare pentru ce face, dar n-am avut genul ăsta de interacțiune, știi? poate că asta e o inabilitatea mea. Al de, moment... a fi, de a fi prieten doar de dragul prieteniei cu oameni, știi? Da, mă, e o super puterea ta. Adică eu când povestesc, da, bă, eu stau fără și cu capot. Pe păi ce tu de împărțit cu el? Nimic. Stai, mă, Nimic, că să e și ide. Pe lângă faptul că stai că îl, știi exact pe băiat. Mai ales că eu fac parte uman, așa, strict uman, personal, din niște cercuri în care nu ești tocmai liderul popularității. Și tu știi asta foarte bine. Și din. de -aia nu mai pot. Ci. Asta e altă discuție. mi-ar mi fi plăcut la un moment am dat... Am să mă vaccinez de mult de treaba asta. Să nu mă mai... De mult timp. Nu mă mai încântă laudele, nu mă mai deranjează în jurăturile. Care e cea mai nasoală chestie care s-a scris despre tine? Nasoală în sensul în care te-a și deranjat, punctual. Uh, una chiar nasoală. Și întotdeauna mi-aduc aminte cu ea, cu, adică prefer să nu-mi amintesc, dar uh, în ziua botezului lui Andrei, lui Fimiu, când, na, eu fiind colegii mei, nu puteam să nu-i las să filmeze. Dar am zis, bă, uite, e o chestie, era chiar fix cu familia, fără prea multe vedete, că nu sunt genul să mă dau în stam, mă rog, și era într-un loc retras. Și am zis, vă să intrați la, vorbim orice, la biserică, dar la restaurant, nu. Ok, oamenii au înțeles că, repet, erau colegii mei din presă, știi? Și au publicat toți imagini de la biserică cu noi, na, cum să faci? Cu știrea că mi-am botezat copilul. Și în Cancan, -Can, primul mesaj era să dea Dumnezeu să-i moară până la noapte. Păi, bun, și atunci am avut așa o Ăla a fost coment la știrea respectivă. Da, acum, primul coment, primul coment da, la știrea. depășim șocul, pentru că nici acum, la 10 ani distanță, la 11 ani, nu-mi dau seama ce trebuie să ai în cap și ce să ai în loc de inimă sau suflet să te -a pus să scrie așa ceva despre un om pe care nu-l cunoști, efectiv, n-ai interacționat cu el și doar pentru că poate îl deranjezi cu ce spun la televizor și da, dar poți să schimbi Chiar postul îmi pare om. Îl Deranjez, adică, exact, dar el are la dispoziție te recomandă și o poate schimba, dar îți știu că asta e o explicație puierilă, dar Chiar îmi pare rău că l-am deranjat în asemenea hal. Adică, dacă mi-ar fi spus-o în față, bă, mă enervez rău, bă, îmi cer scuze să adică, nu, am asta intenție, vreau să vă fac să râdeți. Dacă v-am deranjat, chiar îmi cer scuze. Nu, nu fac asta ca să te deranjez. Adică, n-am nicio. Nu mă plec de acasă să mă duc să deranjez oameni. N-am -am pornirea asta, sunt nicio formă. Deci dincolo poți să înțeleg orice că l-am deranjat, că nu putea schimba canalul, că avea aparatul stricat, că nu avea baterii la telecomandă, că a trebuit să se chinuie, să, să mă urmărească în asemenea hală încât să dea mesajul ăsta. Bă, totuși, în ce punct de dezumanizare să ajungi și să scrie așa ceva? deci un om care nu-l noi, nu, nu ți-a făcut nimic. Bă, dacă îi călcam ma cu mașina, familia, în greșeală, am barna, nici nu știu în ce context ai putea să, să naști o astfel de... de Doar dintr-o răzbunare așa. de asta... Bă, nu știu. Dar cert este că nu am înțeles și nu înțeleg nici astăzi. Și nu, am făcut de câteva ori efortul să revin și să înțeleg ce a fost în mintea lui și nu reușesc. Mă, suntem un popor de hater sau... Și person. atunci... Da, dar cred că toată lumea e. Dar bine, noi, noi l-am avut tot timpul. Este celebra bârfă după policioara de la stradă din satele românești, adică acolo s-a inventat. Cum acolo s-a inventat și hipsterismul. Toți țăranii aveau biciclete și nebun, Plecau cu butelia, trăgeau, păi erau cei mai mici hipster. Păi ne pișeam pe olandezi cu bicicletele. toate satele, toți țăranii de la noi aveau. Ești nebun, nu știi, Tohan și bicicletele alea. Toată lumea avea bicicletă, bă. P nu, dar noi de sărăcie aveam, ce adică... Nu contează, de sărăcie, de ce de noi... bă, România mergea pe bicicletă în anii 70-80 ca la balamuc. Băi... ai cu Olimpiada Biciclistilor, dar le dădeam fum la olandezi. Gândește că mă mă unul din cele mai importante rău. filme din cinematografie da. italiană e da. alu Vitoria de Sica, da. cu copilul care plânge că i-a furat luta sub bicicletă. Da. Ladrii de biciclete, sau cum naiba se numește. Hoții de biciclete. La noi e o chestie culturală asta. Da, mă, da, da. Morem, nu știu, da. Uh, și atunci, neînțelegând momentul ca să închid paranteza asta, am vrut, l-am sunat pe Budenu, zic, bă, dă -mi și mie IP-ul ăla care a scris. Că Te ai dus până acolo? Nu, l-am sunat, a doua zi, a treia din nou Bă, vreau să aflu unde stă ăsta. Adică am avut pentru prima oară în viața mea uh, dorința de a face rău cuiva. Ăsta a zis, ce mă, de ce? Și când s-a prins, că s-a prins, că nu e prost, Budeanu. secunda a zis, bă, nu fac așa ceva, nu-ți dau așa ceva, scoate-ți din cap repede treaba asta. tă ți l dracu, cine știe ce dement de nebun a scris -a treaba ta. Ăla n-are nimic de pierdut ca a scris -a asta, tu strat, ce faci? Te duci la l omori ceva, îi dai cu parul în cap, să zicem că ajungeam până la adresă. Și mă rog, și după aia. Și între timp de asta spun că m-am vaccinat, că mai rău de atâta n-are ce să scrie. Ce să scrie? Că-s urât, că-s cocoșat, că-s prost, că fula mea. Să zic că ce vrea, nu mai de chiar mă mai deranjează. Mai rău de atâta să zic că să-ți moară copilul în ziua botezului până la 12 noapte, ce ai putea să mai zici de mine? Și oricum, nu mă mai atinge. Adică, aia, ăla a fost prima doză cu rapel, cu a treia doză, cu a cincea doză, cu a șaptea doză. Sunt vaccinat total. Care e nemesisul lui Dan Capatos? Care? Nemesisul lui, Capatos. un Dușmanul, rivalul. Da. Nu m-am gândit niciodată în, în termenii ăștia. Că n-am avut eu am prietenit. Principalul concurent. Pe păi au fost mulți. Când am început a fost uh, Dan Diaconescu, care culmea a fost și cel care a reușit să mă ajute să ies din impas, pentru că el ne turtea cu Elodia. Când am început eu emisiunea, el era în plin serial Elodia, adică făceam unul, el făcea 10 rating, adică ceva grav de tot. În contextul în care tu erai de... pe televiziune mare și el era în garsonieră la Roman. Nu exista așa ceva. Cu Elodia, cu Fantoma, am venit și băi, să-i stric, să stric Cum dracu să te uiți, să uitau lumea, bă, galaba la la fantoma fetiței care nu știu ce muta în casă, niște de -alea. și niște gălezi, niște de -alea. Știi? Și speria pe Adică era o panoramă, o, misto, mișto, niște demenți într-un sat, mutau niște ligiane pe acolo. Și îl făcea fantoma. Am și acum poză. Bă, am prins când de la televizor când scria aceasta e fantoma. Era poza cu fetița unde aia. Și mă, am creepy rog să-mi Și mereu la 12 noaptea începea emisiunea gata, mișcă. Și făcea, de legătura și s-au Da, drang, fantoma aia. se uitau Și eu mă chinuia mâncația cu Johnny Reducanu, cu Anca Parker. Era în primul sezon. Man. Și am avut bulan să-i prindă pe aia care să jucau. I-a prins poliția. Poftu-vă în fantoma voastră, nu mai speriați oamenii, pula mea. Bă, și, -a post și le am ieșit pe și le-am zis, băi, fantoma de care, la care vă tot uitați, bă, nu e. Erau niște copii tâmpiți care se distrau. <gântu -i> și făceau cea fără să știe. <gântu -i> a, ah, ok. Pula, a doua zi la fel s-au uitat. Bă, zic, n-au zis că nu-i fantoma. Și îl foținea cu fantoma, bă, nu obțin trei, nu obțin Bă, nu-i fantoma, i-au prins post și aici fantoma. Până m-a chemat un șeful nostru de programe, Nicoară, Florin Nicoară, foarte mișto. Un om, cu crezi în la el. Și mi băi, Dane, tu trebuie să înțelegi rapid că oamenii nu vor adevăruri. Oamenii vor povești. Tu dacă le-ai zis că nu există fantomă, le-ai luat povestea mâncațești. Pula. La ce să mai uite? Cum să nu existe fantomă? Ei nu te-au băgat în seamă. Ei vor să vadă povestea cu fantoma mai departe. Nu creia pa prins poliția fantoma. Nu există. Deci De noi, ca nație, nu avem cultura whistleblower-ului. Nu, frățioare. Noi vrem, noi ne ducem pe fentă. Noi, dar nu, nu, neapărat că ne ducem pe fentă. Poate că așa vrem. Să ascultăm o poveste. Știi mătușa Giulia și Condero? Da. Așa. Mătușa Giulia și Condero, Lius. Când a luat-o la razna, dar a încurcat personajele, de, știi, de, o luase pe arătură. Că era la care scria radionovele, știi? Da, da, da. da. Era povestea lui, de fapt, de viață, alternată cu povestea ăstuia care o ia razna la radio, că asculta oia toată țara radionovele și s-a luat-o razna și a nebunit și a încurcat personajele, ăla care era mort într-o radionovelă în viață, n-ai altă și au venit lumea și a făcut, bă, cine face mă găsiți nebună? Să l-o pe ăla, și mai multe. Așa și noi. Tu nu ți-ai uh, pus niciodată problema că tu fii pe zona asta de trolling și distrându-te. Da. Adică ne luând foarte clar în serios ce făceai acolo. Da. Că ai zis că fix asta făceai. Nu ți-ai pus problema că există totuși niște oameni care iau de bun asta și ei și închipuie că asta e televiziunea și despre asta ar trebui să fie? După cum, asta e o întrebare pe care aș pune și lui Dan Diaconescu. Că și el okay, se și Bă, tu ce? știi pe Dan Diaconescu foarte bine. Da. Așa. Uh nu aveți în spate responsabilitatea asta, mă, că la un moment dat sunt unii care e posibil să o ia de bună și și închipuie că da, bă, asta e. Asta e televiziunea de fapt. Tu ai avea responsabilitatea dacă ai sta într-o cameră cu unii, ai fi invitat la un party, habar barnam, nu știi pe nimeni. No, și unul să repede ia două cuie și le bagă în priză, că el crede că nu pățește nimic. Și eventual vă și zice, bă, eu cred că nu poți nimic dacă bag cu el în priză. Și voi o să ziceți, bă, e nebun, face mișto. Și, și bă, cu ei în priză și se curentează și moare, pula mea. Am eu vină că să-i tâmpiți? Bă, da, dar eu n-am sugerat niciodată că ar fi fan să bași cu ei în priză. Că dacă vine lui ideea din nu, capul am locului... dat un exemplu, am îngroșat tușa. Am eu vreo vină că el... Ok, cred... Și cum, cum se raportează la mine? Ca la Dumnezeu? Ca la biserică? Ca la mama și la tata, ca la școală, ca la profesori, ca la cărțile pe care trebuia să le citească. Nu, să tot timpul, tot timpul moralitatea de... din spatele unui act jurnalistic. Moralitatea, da? Nu e dată de faptul că ei nu înțeleg ce am vrut eu să fac sau că uh, devin mimetici. Că este. Eu nu am evoluat pe un post public niciodată. Am evoluat pe un post privat care are libertatea de a face orice respectând legile penale și civile și ale CNA-ului. Eu nu am în fișa postului și nici Antena 1 și nici o altă televiziune comercială trecut menirea de a educa sau de a îndruma om. Nu, menirea este, acolo scrie că este un post de entertainment, de divertisment. Indiferent cum înțelegem. Unul înțelege să-și dea chiloții jos ca Serghei, altul înțelege să facă o emisiune cu pata pievi dacă el consideră că face rating. Habar n -am. Dar nu este obligat prin lege să aibă nu știu cât la sută educație pe post, nu știu cât la sută cultură, nu știu cât la sută... Și atunci, revenind, îmi pare rău că ei nu înțeleg menirea sau diferența dintre menirea TVR-ului și menirea Antenei 1, să zicem, că vorbim în caz concret, știi? Și privind așa lucrurile, nu mă simt deloc vinovat de nimic. Pentru că pe mine, fișa postului sau orice altceva nu mă obliga să nimic. Pe mine mă obligă patronul să-i livrez un nivel de rating. Încadrându-mă în legile țării noastre și ale bunului simț, pe care de multe ori le-am încălcat. Pe cu bunul simț. Asta, asta. <laughs> Pentru care există cinea, să zicem. Și mi-am luat răsplata. Bușel Dar să cu acum, ce ne au? Sau să cum să-mi fac probleme că, bă, dacă am făcut asta, cineva, nu știu ce, că nu știu exact concret la ce te-ai referit când ai zis să de bună. Să de bună că e nikita moartă, să de bună că bag alea 5 banane în gură cu, cu țâțele goale, da, să de bună, știu. dacă dacă o ia de rău, ghinionului. Alții au luat o de bună sau ce a trebuit și mi-au mulțumit. Și le-au luat poate și pe ele de bune, dar de doua zi încolo. Uh... <laughs> Băi, de -asta, asta îmi place mie de Dan tot timpul, că trecând peste tot facilul ăsta aparent, uh, reușește să pună foarte clar punctul pe ei. Și Dan e genul de om de televiziune care și-a îmbrățișat și mai muță. Asta e o replică. A, 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 asta e un citat din Costidiță care a zis: da. Bă, aleg să fac asta sau aleg să fiu un mai să asumat să îmbrățișez mai muța, înțelegând exact eu, fișa eu postului. A zis o între prieteni mult mai dur. Dacă aleg să-l cu un căcat, măcar să-l mănânc cu plăcere. Înțelegi? Cum mi a zis tasul Uguță, când l-am chemat pe Uguță în zilele mele de, de nebunie extremă și în mea chiar credeam că pot discuta ceva. Dincolo de tâmpinile pe care le avea el în cap. Și zic, băi, Nicolae, dar tai că tu, pe care între timp și l-a ai văzut da, da. Drâmb și a continuat, mă rog. Aș. Bă, dar ți-a lăsat vreo vorbă așa, care să te ghideze în viață? Da, bă, dănuțe. Mamă, și mă, mă, mă gândeam, să vezi ce i-a zis mâncația și pula. Și ăsta n-a ținut cont și acum s-au supărat și a apărut problema în familie. Ce ți-a zis, mă, Nicolae? Dacă te îmbeți și nu te faci de căcat, degeaba ai băut. <laughs> <laughs> oh, no. Vorba de care mi-am arus aminte în multe ipostaze, din care m-am făcut de căcat și a zis, bă. De fapt, da, am băut. Dacă am băut, nu m-am făcut de căcat, de ce dacă am mai băut? Și ca ai uh, zis uh, acum uh, și ai ridicat uh. asta cu, cu Nicolae Guță. Bă, a fost, un, a fost un episod la tine în emisiune despre care eu, adică am vorbit cu tine și cumva atunci mi-ai dat niște explicații și care a apărut și prin presa de afară. Și da, vorbim da, 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 de bătaia da, da. care a fost celebră când și-a bătut la amantă. Nu o dar tu ai văzut că spre deosebire de toți de ontologii de la noi care vreau să mă jupoaie cum de altfel au vrut să mă jupoaie și când l-am dat pe boc în curugul, când de fapt în săptămâna de înainte era o cursă cine să pună mâna pe acel filmuleț pentru că se știa că, că există în piață filmulețul ăsta și cărți. Și toți care au Dacă vorbim și asta cu boc în curugul. Am mai explicat o da, dar o să explic dacă vrei. ai văzut cum a prezentat Daily Mirror toată treaba asta? Eu am citit articolul din Daily Mirror ți s-a părut puțin diferit de articolul din România sau nu? Mi s-a părut articulele că a în avut România o... Era un înfieratoare. Nu se poate așa ceva. A adus, a adus pe să o bată pe aia în direct. Nu se poate. Nu, așa ceva nu se face. dați la afară cineva. era. cu... Uh, știi... Uh, zi... Scapă termenul. Da. Cu... <coughs> tradiția Tabloidului, tabloidului de zeci de ani, La ei s-a invertat. Tabloid. Iată, frățioare, ce s-a întâmplat la o televiziune de România. Nu a Unul nervos și-a și a bătut nevat. Nu era un cuvânt rău la adresa televiziunii sau adresa prezentatorului. Mea. A zis, frățioare, uite un fapt inedit. Unul s-a enervat atât de rău după să într-o emisiune și a luat la bătaie și au intervenit Badica. Era nevasat sau amant? Amant, ce pula mea scrieau ce au scris ea, -o, o diferență uriașă de prezentare. Adică a fost am, mult mai imparțial. Noi au înțeles exact Cumva mesajul. Mesajul cum era distorsionat sau, mă rog, gestul fusese uh, unul extrapolat, exagerat în presa din România, pentru că lucrurile stăteau cu totul diferit, dar nu puteam să le explic la momentul ăla, pentru că putea să le fluturi și un tramvai în față și nu înțelegeau. Deci, Guță ne-a zis așa. Bă, noi eram acolo. Să certa, nu s-a certa, habar Eu am fost singura emisiune care n-a dat scenariu. adică n-am făcut ce a făcut Leo de la Strehaia pe canal de cu scenariu, azi fac aia, mâine, că eu știu scenariul că Leo vrea să-l facă la mine și am zis, bă, Leo, nu o să te primească nimeni să faci așa ceva. E tu demență să zici că trăiești cu aia, cu ailaltă și cu, cu măsa, cu toate trei, cu porumbeii, cu măsa mare, cu aia, care nu mâncăm cu bătele, știi, când au dus să mănânce la chinezesc și făcea da. Lui Leo, care e la pușcăria acum da. cu el. Dar noi nu mâncăm cu bătele, mai Leo, știi că, mă rog. Și din nu o să te primească nimeni. L-au primit turcii pentru că erau disperați să mă bat. Adică, mă rog, turcii, cei de perioada în care m-au jucat în picioare. M-au jucat în picioare, adică nu că m-au bătut. Eu am zis, bă, dacă scap de perioada asta, că știam că se va sparge buba. Și eu i-am zis, de fapt vorbeam cu producătorul, producătoarea de acolo, fiind fost a mea producătoare, zic, bă, tu știi exact cum, cum evoluează tribunea Lumea să uită, să uită, să adună un bazin mare, mare, mare de oameni. Voi o să săriți calul în asemenea hal încât o să faceți un căcat nasol, buf, să sparge buba, Deci la cât de mult ați umflat-o, voi o să dispărezi după piață. O să dispăreți la modul real. Pentru că eu știu cum făceam eu, făceam că tuc, tăc, t t, -t, 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 -t venea lumea, pf, dar mă opream. Făceam cu guță 4, 5, 6 emisiuni, pf, stop. Pentru că devenea audiența mult prea mare. Și aia era o, deja o problemă. Pentru că nu le mai dai, dispar tot, fugi, fug, te prăbușești. Așa a pățit Cancan uh, -can TV când s-a mutat pe s-a mutat pe acasă, TV, dacă mai aduceți aminte și a început uh -huh. cu judecător. Era el judecător, pus într-o bară. Era o caterincă totală mâncați și au dus-o tot așa. Și nu le venea să creadă că ajunseseră pe la rating de uriașe pentru acasă TV. N-a atinsesc niciodată. De 4-5 ori mă vorbeam cu Budeanu, cu Orlando. Mamă să moară, mama frățioare. Că eu trebuia să fiu să prezint, știi, la ei. Bă, că n-ai vrut, că nu ai ce Bă, aveți grijă, aveți grijă. Și tot așa s-a pentru că Vine patronatul și zice, bă, mâncați-și spună Păi, uite, tu poți să faci 25 -eri. Acum de ce ai făcut 5? Tu nu poți să o ții la nesfârșit în demența aia, că devine neinteresantă sau abana. Dar tu dacă vezi că stația are potențial de 25, angajatorul o să-ți ceară să faci 25 în fiecare seară. Și tu nu o să poți să mai livrezi, că nu poți să-și atunci să alege praful. Fug toți, încep schisme, animozități, discuții și te scoate după postul. E, fix, unul la unul s-a întâmplat cu leu. Și știam, zic, o să o împingeți în asemenea hal. Ți-am zis, mă băteau de mă rupeau, dublu, triplu audiența. Și -o zic, trebuie să rezist, trebuie să rezist. Ăștia o, o să moară, o să moară într-o zi, o să moară. Le ziceam mă în echipă, bă, stați liniștiți, că o să crape. Numai că ei au împins-o rău, 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 până a crăpat în partea asta N-au mai vrut ea să mai bage publicitate. Băi, prea mare mizeria. O fute și pe măsa, și pe sursă, și pe aia, și pe porumbei, și pe pula mea. Adică el era să moară măsa, ca una. La... Știi? Și Dar tu n-ai avut problema asta cu asocierea bubuit, cu sponsorii? Dar eu în timpul perioadei alea am avut un moment în care ei au vrut să schimbe numele, așa mi nu cred că am, eu la modul real nu cred că a fost eu puteam să o dreg, să o dau așa în cuminte, pentru că eu alternam mizerile cu Vadim, mai băgam alte mizerii, mai aduceam nu știu ce, că au fost oameni ok de-a lungul timpului, chiar super ok adică zi să zic Vedete, vedete, internațional. Da, <laughs> Zi, boxerul, cum îl cheamă? Doroftei. Nu mă, Doroftei, l a tatuat pe față ne-am tatuat noi toți. A, Mike Tyson. Mike Tyson, adică alternam cu chestii mamă. Să Voiam ch să vorbesc și de momentul cu Mike Tyson. E, ăsta cu guță, noi îl făceam în perioada în care trebuia să rezist, când mă jucau rău în picioare, wow bizu, și când veneam eu cu mizerii asemănătoare, stăteam acolo, bara-bara, eu țineam doar 4-5 ediții, și fără, subi fără scenariu, știi? Ca așa puteam să o țin foarte mult, dar asta vreau să spun, că nu vreau să mă lungesc ca nebunul pentru că exista reversul. Și mi-era tot timpul frică de, spartul bulei. Și Guță ce bă, doi noi făceam ce ne livra el. Că inventa, că nu inventa, bă, bă, să știi că chiar m-am certat cu asta. Bine, mă, Guță, zic, dar nu mai las că vorbim în direct. Și o să mă iau rău de ea. Bine, mă, Guță, ia-te rău de ea, na, fula și au venit, mi se părea mie că e un pic anormal, adică un pic artificială cearta, dar zic, na, la ei acolo. Și la un moment dat se repede, mâncați, și. gura, dacă te uiți pe înregistrare, ea râde, că de-aia lumea crede că a fost o, o, un aranjament. Și eu zic, da, Bă, care să fie aranjamentul, adică eu sunt atât de idiot să aranjez o bătaie pentru care să mă dea și afară sau să mă fută ce o că la valoare n-aveți cap. Aranjeam ceva până la un punct dar nu ceva de asemenea gravitate, știi? Și la când o apucă, aia râde, că nu, e, e vorbiseră între ei, bă, ne facem că ne batem, că cad, nu știu ce, că dănuți, uite așa. Că toată lumea ce nu vedeți că râde, că era aranjament, ok, pe dacă era aranjament, de ce vă mai luați de mine că a bătut-o? Ori aranjament, ori a bătut-o. Adică ori aranjament cu mine, ori sunteți supărați că a bătut-o pe bune. Hotărâți-vă. Bă, și când o apucă, ce vorbi ei așa, când se ridică, la i scapă un genunchi în buză, știi? V Bang. Și îți buză buza de aia, chiar zice, au, că săraca a durut tot, că era o reacție normală. Eu m-am căcat pe mine cu bodyguard, zic, au, o publicitate, nu știu ce, iau repede publicitate, zic, ce problemă ai făcut, mă, să moară, mă, ești la cap. da, nu te ți-am zis că în seara asta am ceva, că n-am venit așa, dar zice, mi-am intrat prea tare în rol. Bă, intrat tot prea tare, eu am zis, loc că o să fie groasă. Zic, intrat tot prea tare în rol, în mea, o să mă coste pe mine rău de tot. Nu mai bine, îmi spuneai cât de cât, bă, uite. Că spuneam eu că nu e ok să faci asta. Adică nu, duci mai bine îi duci binelui, știi. Da, eu întâmplenia mea lăsându-i pe ei să facă ce. Cu și având încredere într-un da, discernământ da, în care nu, nu, nu era. Da, și dacă te uiți, am zis aia râde. Cum? Nu era. Cred că ai invest. Cred că ai avut încredere într-un discernământ în pe care ei nu l-aveau. Bă, nu m-am gândit că o să iasă așa. M-am gândit că o să fie cu... Ții cum să da, mai mai aruncat cu un pahar cu apă? Na. Și nici măcar nu ar fi ieșit dacă el nu s-ar fi mișcat. El s-a ridicat aiurea și când a tras-o după și când s-a ridicat a dat-o cu capul de genunchi. Adică a fost chiar o, o întâmplare. Până -a. Na. Așa a fost să fie. Dacă abuza, nu îi spăgea buza, nu să mai năștea tot căcatul ăsta. Bineînțeles, există argumentul. Bă, de ce te-ai apucat să faci așa ceva? De Asta vă înțeleg. L-am explicat acum. Că trebuia să rămân totuși pe o linie de plutire. Așteptând să moară concurența, apropo de așa. Deci trebuia totuși să fac câte ceva. Dar... Doar că ai făcut-o mai groasă decât era cazul. A devenit mai groasă, nu că am făcut Eu n-am vrut să o fac așa. A devenit pe parcurs mai groasă. Și după aia am ținut piept la saltul din partea de la canal de cu chestii benigne. L-am îmbrăcat în șaman în la în budist, nu știu, și a meditat guță o jumătate nu știu. Mm, îmbrăcat în portocaliu, cred că știi, dacă legă Și aia l-am adus ca pe regele Lir, sau pe întreacă, nu știu, călare pe un cal. îmbrăcat în armură de aia, adică am făcut niște căcaturi a... Stric de distracție, adică nu mai erau riscante să mai să bată cu cineva. Dar... Da, aducându-l în armură pe un cal, eliminai orice risc. Ai, și tu dreptate. Bă, funcționează și la final, Animalele din această filmare nu au avut de suferit. <laughs> m-a rugat calul să zic asta. <laughs> asta zic. Da, asta să zic. Și animal. calul este zic ok. Și animalul ăsta care m-a cărit, că n-a văzut nimic. <laughs> asta vreau să spun. Disclaimerul, dacă era, animalele din această filmare nu au avut de suferit. <laughs> exact. De asemenea, și calul este ok. Exact, exact, asta asemenea, trebuie. asta exact, era exact, glumă. Și calul <laughs> e în regulă. <laughs> A, altă chestie pe care vreau să o fac eu cu tine Și am murit pentru că efectiv N-avea nici timp și fie vorba într-o nici bani Și nu știu cine ar fi investit exact. în așa ceva Nu, aia am făcut Dar nu vreau să povestesc de episoadele alea A... Lumea știa că mixezi din Germania Exact Când coro noi la Snagup Cu Serghei Cu Marca cu Nu, nu vreau să intru în zona aia Deși o să intrăm. N-a existat așa s -a ceva. Să intrăm, s a existat. Să nu știu. Să intrăm să ieșim. Să intrăm să, intrăm, să, să, să ieșim. <laughs> asta era ideea. Așa, <laughs> da. <laughs> Băi, eu în principiu, ca să fie foarte clar, în principiu, deși vreau să fie și tenta asta serioasă și vreau să înțeleagă lumea exact de unde vii și că ce ai făcut tu pe Dar ce TV, e rost are mai nebun la cap. Bă, are rost. Are rost pentru mine. Ah, a, Are rost pentru mine. Pentru... Ca să zic așa, editata. pentru direcția mea editorială. Hai, uh, de, de ontolog. E de ontolog. E. ultimul om care ar trebui să devină de ontolog. Hai, da. Acum am fie vorba între noi și a găsit de ontologia casă pe internet. Da. Hai, pe păi, Hai să fim serioși. Bine. Dar asta cumva e în întâlnire, de-aia cu un prieten bun care întâmplător e și filmat. Adică să nu vă închipuiți că noi avem altfel de discuții când ne vedem, nu, sub nicio formă. Și vreau să înțeleagă foarte clar că la tine a fost o decizie personală să te duci în direcția asta. Da, normal, păi cum? Păi cred că se vedea dacă îi făceam ceva forțat, că nu te simți bine, dacă te pun acum să sar corda 200 de ori, să când... Nu, chiar poți să recordăm. Mă rog, nu. 2000 de ori, 10.000 de ori. Să vede că la un moment dat nu-ți mai place. Adică mai la o... tine în emisiune să să recordăm? Da, să o faci. A venit guță și a meditat. Vin cu baboiaș, ca mai fost cu baboiaș. Am venit cu calul. da, cred că se vedea, știi, revenind la... Să vedem. serios. S-ar fi văzut dacă eram obligat să fac asta. Nu, din cont. Dar, ca să-mi termin ideea, un proiect pe care am văzut eu să-l fac cu tine, da. efectiv emisiune de radio, pe sing pop, un new wave, pe de asta, da. pe muzică obzecistă, în care mă scuzi, ai o altă expertiză, adică pe zona de pe muzică altă, cu tine este... vorbesc cam de la unul la 1 așa și la mine e meserie. Asta am vrut să zic, a fost o pasiune, nu cred că vorbim la un, nu, cred că ești mult mai sus, dar uh, e o pasiune, da. Singurul moment în care ați mai la bătaie cu Dan, Aici de față o capatos. E când avea Petrica un singur vinil și vreau să-l cumpărăm. Da, mă, pe... ăla a fost. Dar mai povestit. Era. Iazu era. Iazu. Nobody's Diary. Da. doar pe o parte. Noi avem un prieten foarte bun care înainte avea music box în fața la Unirii. Păi, el are și acum cei. El are și acum am music box doar că nu mai e în față la Unirii. Da. E pe undeva prin Floreasca, acolo, într-o vilă. Lângă, lângă molul, lângă promenada, în cartierul ăla, așa. Și e mult mai mișto acum, că e în vila lui, cu toate sculele, cu tot ce... Ai vei. fost la Mansard, ai fost la Magnetofane. Acolo, acolo, este. Acolo, Dar înainte când aveam în spate la Unirii, în spate la, la Cocor, unde era foarte mișto și acolo, dacă Petre te plăcea, că asta era... Te ducea la măcheri, subsol. Te ducea la subsol. Băi, unde și la subsol... era, am zis, era camera cu amintirea mea. Pentru că aveai tehnicurile alea două, avea două MK... 2 sau avem ca 5 nu mai știu ce. Nu, mk 2 erau. Avem 1200, de fapt. Da, cu două căști, două perechi de căști și avea la dispoziție toate vinilurile pe care le aducea el vechi, adică ale originale. Exact. Și puteai să le probezi, să le asculți și stăteam pe acolo cu orele, bă, băiatul, nu mai... exact. -se, el se ducea în treaba lui și eu stăteam în subsolul ăla. Bang, bang, bang. Și eu tot la fel. Iazul ăla cred că l-am luat pentru Fimiu, că Fimiu îi place Iazul. Păi nu, că eu l-am luat. A, nu, vreau să-l iau, da, vroiam să-l iau. Nu, 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 eu am câștigat da, tu ai câștigat, așa e. Uh, <laughs> Dar apoi eu am un box Iazul foarte șmecher, pe care tu s-ar putea să nu-l ai. Îl am și eu pe ăla. Ăla alb. Ăla alb, l -a adus l-a adus Petre la de două ori. Da? E, normal că l-a adus, dar nu știam dacă l-ai luat și tu sau nu. L-am luat și eu, că mi-a spus, vezi că l-a luat și Dan. Tu l-ai luat primul. Cu dale rare, cu nenorociri grave rău de tot. Și, -i, și -i <tri> mi plac ce i știi? s-a dus la școală într-o zi și când era el, în clasa a 3 a 4 Și întrebările alea de învățătoare. Acum să ne spuneți ce interpret, preferați, ce trupă, ce melodie, nu știu ce. Și toți au zis. Nu mi-e frică de bau, bau, ce era pe acolo, Ina, ce dracu mai era I-a venit rândul și lui ți Andrei. Ia nu? doamnă. au Ce-i asta, mă, la mine, Hai, mă, tată, ce mi-ai zis? Mă, nebun, mă, ce ți-am zis îți place? Da, atunci mergi, mă, pe linia dacă îți place. Ce contează că aurul, eu, eu na, e, na, au râs să Știu ea cine-i Iazu. Da, săraci, n-au nicio vină, că nu știu. Na. Dacă îți place, foarte bine. Du-te și arată-le pe Google cine-i, ce-a fă, ce făcut și cine a fost Iazu. Și poate fost... să nu o să mai râde sau poate nu interesează, tu mergi pe linia ta. Da, în aici, pe de o parte, e și colecționar nu... de viniluri, că avem și pasiunea asta care cumva ne unește. Da. Băi, tu ești, ești, meloman. Meloman de muzică. Meloman de muzică. foarte important. Asta mi-a plăcut foarte mult la tine. Că de Sunt multe meloman ori... și cred că asta îi datorez mai că mi Am mai spus de multe ori pe la televizor că un că dormeam greu, eram dreacu să mă ia, băduios, când eram mic, habar n -am. Și încă de la un an, jumate, doi ani, nu știu de când, erau aparatele de radio Albatros. Cu A, butoanele, alea, radio 1, radio 2, radio 3, era numai pe est și lungi și medii. Băi, și îmi punea la între perne, aparatul ăla, și era noaptea de la 12 până la 6, non-stop muzical nocturn, să numea. Bineînțeles că era numai cu muzică românească, dar nu mai contează. Eu mai scăpau muzică. și de de pe afară. Puțin. Care-l got, ala Pugaciova. Da. Cine știe când vreun Richie Poveri și <laughs> mai știu ce. Trio. Uh... Dar asta nu contează că era 99% muzică românească și că eu acum știu toată muzica românească în anii 80 cu versuri, cu tot ce vrei, când ce vrei tu. Dar mai poți să mai asculti muzica Da, o descoper altfel. Sfai so, de cap meu, păi da, duetele alea între Aureliana Andreescu și Aura zicea, nu? practic cele mai bune voci pe care le-a avut țara asta în materie de pop, jazz, cum vrei să... Aura mi se pare cea mai bună voce pe care am avut-o noi. Și Aureliana Andreescu Aurelian, cea mai bună bine. feminină și Aureliana Andreescu masculină. Băi, băiatul să face pielea de găină care pe mine atunci nu m-ar fi mișcat sub nicio formă și cumva e normal. Toată muzica românească de dinainte de 89 toată. 90% din ea, bă, era gândită. Avea mesaj. ți minte că era muzică, basile, nu știu ce. Era gândită Așa și avea mesaje, Așa cum era, bă, dar... Tu era... zici că era făcută bă, de oameni de, meserie. Lei, la, 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 la le, am pus frână pe ce cântă ea. Baba, na. <laughs> Zic cum erau. Tralala și Lili, li, li, care dacă e să extrapolăm, ne dau imaginea a, a spre ce se îndreaptă lumea chiar și în domeniul ăsta al muzicii care mie mi se pare că s-au oprit brusc până anii 80-90 maxim la nivel de calitate. Uh, cu mici, Bă, nu, nu, nu de acord cu, cu mici în Surițe. Ba, o să fii când o să mai îmbătrânești. Câți ani ai tu? 38. Mulți Eu Eu am 4, Deci peste 10 ani o să fii și tu de aceeași părere și o să vezi că de fapt <coughs> când zicea mie unchi meu care piară era un mare mari ai familiei cu viniluri, mii de viniluri din anii 80 pentru că era pe la TVR, avea relații mă și îmi spunea că el nu mai poate asculta decât anii 70 80 Ia uite bă, ce drag cum să zici că nu mai ea, sunt buni pentru că așa a crescut dar uh, el mă rog a avut la dispoziție și decada 80 decada 90 în care au mai fost lucruri bă dar noi nu mai avem timp de anul ăsta dacă ți-a rămas ceva că eu îți dau în anul 80 100 de albume de top da mi-a rămas de anul ăsta cât? 1, 2, 3 exemple? A, mai multe. 5, 10? 10. Spre 10. Ca un să an? zic așa. Băi, anul ăsta... Păi ziceai de New Wave. Păi în perioada New Wave-ului cred că erau o Bă, băiatură, 10 pe zi. Da, dai. Care au rămas în istorie. Poate exagerez. Dar în mod clar 10 albume pe lună din perioada aia au rămas în istorie gravă. În mod clar, an la rând. Nu e. Crede-mă că E mine. foarte discutabil. Este o e și din cauza că acum e atât de multă muzică da, și atenția nu, ți se în atât de multe direcții. Eu discut doar efectul. Ăsta e efectul. Nu mai rămâne muzică uh, pentru generațiile următoare. Nu o să mai asculte nimeni. Dar da, obiceiul de consum muzical acum Ce e și mult mai volatil, că e mult mai accesibil. Mai e și chestia asta. S-au liberalizat că... foarte mult și în mijloacele de producție, toată lumea poate să facă muzică. Ieri am tras podcast cu Deliric, fix, fix despre, asta vorbeam. A, eu nu vreau să-mi impun vreo idee, doamne frește, asta e doar părerea mea. Eu găsesc în continuare chestii care mă sparg și frești și îmi plac foarte nu, mult. Eu nu zic că nu, eu nu zic că nu, dar mi se pare că la nivel de, la nivel general, Calitatea este foarte mult scăzută, asta spun. Găsești vârfuri, găsești, tu mai spuneam că mai e drum. Sunt insulițe, mici insulițe, 10 ai descoperit tu, poate mai descoperi și eu alte 10, habar n-am. Dar înainte era, bă, băiatule, o concurență. Înainte nu cânta de Cineva o. care chiar își dorea să cânte. Adică nu cânta oricine. Nu era marxismul ăsta cultural. Nu era bine. Criteriul de selecție era. era bine. Păi era bine, dar nici ce acum Când nu era e rău. Prea asta... Nimeni pe alții, dar nu reușeau să se ridice la nivelul olorajmecherilor. Eu nu cred că, nu vorbim de România, vorbim de societăți meche, de Anglia, de America, de cine generează sau a Deci păi acum tot de Anglia și de America vorbim, de, de asta fapt. Deci cine a generat, de-a lungul timpului, marile genuri, marile trupe, marii artiști, îi oprea cineva și pe vecinii lor de scară sau pe prietenii lor să se apuce de, de cântat? Nu. Era o societate liberă. Uite, Iazu e era... ia o formație făcută de ființi, clar, cu vecina lui. Iazu o formație făcută de Vince Clark după ce a plecat, după primul an de la Depeche mod. Fiind dat afară, știi scandalul care a fost? <coughs> Știu scandalul. Pentru că în Anglia erau percepuți ca fiind trupă pentru gay. Da. În anii 80, la început atunci, homosexualitatea încă era condamnată penal în da. Anglia. Ăștia, ca să scape de stigmatul ăsta, l-au dat afară pe Vince Clark. Pentru că el era gay. El era gay și era gay declarat. Și, și cred că este. Că, cred este că murit, în continuare. -a da. -a murit, -a. Uh, da. A plecat, a făcut Iazu cu Alison Moaie și apoi a plecat și de acolo și a făcut iRager. cu uh, zi. De mentor, am fost la un concert în Paris, în 2004, la iRager. Foarte șmecher. Foarte tare. Bă, și a apărut, pe lângă faptul că erau 95% gay în public. Da și foarte flamboanți da, Chiar dacă sună infantil pe alocuri, îmi place rău de tot. Erager este... Iazu e mai candid, dar Erager este... Bă, e... Iazu mi se pare mai nișat. Erager mi se pare mai popular. Dar... E fix invers. Adică mai comercial e Rager. mi se pare mai comercial. E mai comercial Erager. De fapt ai dreptate. Bă, dar eu când ascult o lui aia, mi a tăiat apa. <laughs> oh, și videoclipul. Videoclipul este bară, extraordinar. E, e la placă zboară când plecați în sau nu, dracu, da, 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 da. Bă, da, 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 da. Alaia, nu? Ca aguță care meditează <laughs> la tine în emisiune. Doamne, da, maica, da. domnule. Pe mine m-a bucurat, eu fiind de peșar grav, adică, grav. M-a bucurat eliberarea trupei prin plecarea uh, lui uh, Vince Clark. A devenit mai serioasă Pentru trupa. că i-a dat posibilitatea lui Martin Gore să demonstreze cât e de genial. Pentru mine Martin Gore este unul dintre geniile sin-popului și a muzicii electronice, și pentru mulți al dj care au venit după uh, foarte tare. Uh, L-ai prins, pun, pun în muzică, dar pe el nu pe Fletcher. Nu, pe el nu. Flecel a venit la București în club. Și... A venit de mai multe ori, odată am pus și eu cu el, da? destul de nefericit slăbuț, așa. Slăbuț, da. slăbuț, da. Că căuta și el niște exituri pe persoană fizică, pentru că fiecare dintre ei ar fi av au avut. Martin Gura a făcut counterfeit, unul, doi, altul a plecat și au făcut recoil, <laughs> Ellen Wilder. Eu, eu vei... am acasă un ms 10 cu autograful lui Ellen Wilder pe el. Foarte bine. Corg M10, sintetizator analog, vintage. Foarte, da. Cu ăla era, era la Depeș Mod singurul licențiat, ca să zic așa. Era cu da, 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 Și după ce compunea Martin Gore, oricum genial, să compui atât de multe melodii în atât de multe registre și totuși să ai identitate și să știi de la primele acorduri, bă, ăsta e Depeș Mod, în atât de multe feluri, băi băiatul, dacă nici asta nu e geniu, și nici dracu mai e. Martin Gura a fost tare. Moară, mă asta. Ca așa le știi, la YouTube are delay la la chitară, la, la Metallica are chitară aia cu bateria. Vânt, 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 vânt. Bă, dar ăștia să moară măsa nu au ceva, o, o, idee, o linie. Sunt atât, ascultă primele albume, să le vezi cum sunt. Da, 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 știu, adică știu, știu, le știi. știu, știu, Bă, da, dar uite ce diferență de... e între Sound for the Message și Violator care sunt la music distanță for mică. Music for the Message, scuze. The masses, da, mă, la bine, Violator Am, de am combinat în capul meu cu Music for the Guilty Generation, al lui Alu Music for the Masses <laughs> și Violator care sunt unul după altul. Da, da. uite te de la Violator la Songs of Faith and Devotion cât distanță. distanța. Acolo, a, -a, a produs fost produs nebunia. Pentru că a luat-o el pe drogangeală, Dave, solistul și... A luat-o pe a heroină. Venit, a zis, băi, eu vreau rock. Dar au zis să ia cei zis, mă, e nebun Atunci a plecat și Ellen, un trupă nu s-au mai înțeles și la revedere și bonjour. Dar ei au reușit să ducă mai departe, o poveste asta mi, mi se pare fabulos. Și uite-te la, la, distanța dintre, că deși cred că sunt doar patru ani, dintre Songs of Fate 4 and 4 Devotion... Scos, după 90 au scos numai din patru în 4 ani. Păi stai, e 90, da. violator după aia e 93 Songs of Fate and Devotion, după aia 97, 97 Ultra. Ultra. 97 Uite ce diferență e între Songs of Fate and Devotion și Ultra. Din punctul meu de vedere, Ultra e cel mai bun. Asta zic și eu tot timpul. Da, e cel mai bun. Ăla e albumul. Ăla e, da. Culmea, după ce au trecut până atâtea, până două morți clinice, Dave a fost de două ori în moarte clinică. Așa e, da. Iar foarte. de pe Ultra este piesa Useless, Da mă, ce ai? care e și cu chitară, că asta e foarte mișto, e și pe Bă, aia este ceva senzațional. Da, da, Total este, este, perfect de la cap la Bă, perfect de la cap la Sister cod, of -a cap Night, album. tot ăla. Sister of Night, băi, băi. Ce se întâmplă? de Ubal the dubstep în 97, bă, băiatule, la o trupă de sin pop. Da, da, da. Mai mult pop decât sin. Ăla a fost un album, eu... Am eu am rămas când am ascultat ăla. <laughs> nu venea să cred. Descoperisem Deftons. Descoperisem un Cor Yellow. Îți plac? Poftim? Yellow. Bă, foarte mult. Pff. Ei au fost înaintea vremurilor tot timpul cu mult, cu mult. Tot timpul. De race aia Doamne, și. Și, uh, și elbețien, chiar am ascultat elbețien, zilele trecute, elbețien, adică. Elvețieni mi se pare că sunt. Elvețieni sunt deci acum o sunt o țară și bătrân. Care n-a dat niciodată vreo valoare. Sau poate Tu știi că au participat la Cerbudaur Yellow? Nu cred. Bă, nu o să, pot să uit niciodată cu videoclip și au și câștigat. Au piesa, dacă nu mă înșel, cu Nina Norștam, așa o chema pe fata care cânta. Piesa se numește to the Sea uh -huh. Și era un deep house spre progresiv. Foarte elegant. El o erau foarte da, elegant. Nu reușesc să-mi să aduc aminte acum exact piesa asta, dar. Eu mi-aduc aminte inclusiv arpegiu, inclusiv cum cânta fata aia. Când mă sună Petrica, așa sună cu el. Uite mă, Yellow. Chiar zilele trecute am ascultat asta, tu da. de si. Da, aia mi-am aminte așa foarte clar. Cred că ne-am dus într-o niște nu se mai uită nici drept Asta e o problemă pe care canal de unu are. <laughs> Băi, eu voiam să explic și cum m-am conectat, de ce m-am conectat eu cu Dănuț foarte, din cauza discuțiilor, datorită de fapt, da. discuțiilor ăstora. Adică noi avem puntea asta comună de la, care a pornit veresia asta dintre noi și prietenia asta. a fost Petre sub solul lui Petre. Da, am mail Exact. care te apreciază foarte mult, Petric. Păi și eu pe el. Da, n-ai cum pe el. nu suntem. I-am și zis, băi, Petric, hai de să îți fac reclamă, să fac orice. E păcat să nu te știe lumea. Nu, e bă, dar nu. Nu, interesează. Vreau să mă știe de cine trebuie. Da? și fix ăsta e modelul lui de business. Era mă mâncați și grazi. Bă, deci este anti, el este omul antivânzător total, adică principiul clientul nostru, stăpânul nostru nu, nu se aplică. Și intră când avea în spate acolo la Unirii, la Corneliu Copos acolo, intră unul săracu. Și el era supărat că nu-i venise să nu ce ediții rare din Japonia, știi că le aduce pale. Da da, 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 da. Bă, gamia și până n-a venit ăla, bă, și pamă, trebuia avea un client. să te-și sufeream Porsche. Că trebuie să și asta. Porșile pe porșile lui. Stătea pe și sufeream porș. Stăm toți la. Da, Dar Porsche de la exact de 911. 911 Turbo S, la exact da, cum trebuie. Adică fiind da. un om de 66 de ani. Trecute prin multe în viață. Da. Trecut da. prin multe rău de tot, adică nu avem noi timp de podcast. vă. Dar genul așa este, te așa, mar supărat. Și între unul, săracul. Dore Madonna aveți? Mm mama explodează. Să știi că avea barul la el și da, da, noi. aveam un prieten bagabon care ținea acolo băuturile și spuse să-l neva să de Trecea până Era barul care dădea în... partea la în spate. În spate unde stăteam și ascultam liniștit. și veneau sunetele de la, de subsol de unde puneai vinilul, că era o aerisire de aia. Și l-a cu ușa bucuros. Nu doamne, Madonna, aveți? Doamne, vezi? Benzinăria aia de acolo, și un mol și un nu tot acolo, Dumnezeu, care mă El având, mă pe toate formatele tot, posibile, tot. tot. și pe vinil, și pe vinil roz, și pe vinil transparent, și pe CD, și, și pe DVD, și singurul, pe păi am de la el vreo șapte singăluri, mă cap. Am de la el singăluri, de-alea scrise de DJ, puse de-alea... Promouri. Uh nu, nu puse sticuri cu BPM-ul ca să nu mai stea pe, pe da, 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 da. să știe, mamă, ăsta e la 145, ăsta e la nu știu cine, mamă, deci am niște, am niște single-uri de la el Pă, cred că -am, nu suntem doi în România o să vin odată pe la tine să ți da, știu, 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 și zice, n-avea niciun chip să-i arate zice, Madonna, Așa. Are. vezi OMV-ul acolo, du-te acolo că acolo sigur are Madonna a plecat la asta, că zic, Petrică, ce e omul cu Lasă-mă dănuțe să moară mama că nu mai vreau să mai vom adună și Michael Jackson, nu mă gata la... Și de atunci zicea, eu vreau să mă mut într-o vilă, să rămân cu clientela mea, cu studerile mele și cu balea de 30.000, de 50.000. De ce 30.000 de, mii. 50 de mii, mă are un magnetofon în mansardă uh, mansarda acolo, un studer, care este, m-am uitat eu, 800 și ceva de mii. Da, mă, nu știu ce are, multe, nu numai... Are, foarte are, multe. multe oameni care au cumpărat de sute de mii de da, Și pe ăla mă lasă să ascult doar uh, benzi de magnetofon, A, fără care spre singurile sunt. alea. Exact. Nu știu de unde face, trebuie să, să, să explicăm ce are, oamenilor. Nu am voie să spun ce are, dar are ceva, ți-ar pica cu, adică o să o spun după ce să termină, ți-ar sări pălăria în cap. Eu ultima dată aia. am ascultat un Electric Light Orchestra no, frate, nu, care are nici nu-mi plăcea. Tot. Eu nu înțeleg cum, cum, are așa ceva. Dar mă rog, nu mai contează. Da, pe platanele alea, ai văzut la care e ca un plan de magnetofon, alea, Eu nu da, știu cum da, să da, uite da, da. că, că, uită la noi și o să mă fac drâs. De, de să... Că am un prieten. Cum o vinzi de alea de să înfășoară așa? Exact. Nu -are, -are, are, habar de Deci are chestia aia de bandă care nu nu e dublă, știi? Nu, nu, de nu. Să ascultă doar dacă ai scăpat, ai belipul da, că se duce, să face betelă de confit, betelă de pom. Până. Da, mă, dar alea mari niște. Da, niște alea platou, sunt alea, de zi, alea de... sunt crud masters, da, se numesc catea, care. Tata Deci alea bă, sunt masterul care pleacă direct din studio imediat de după ce a înregistrat trupa, da. este nemasterizat, este doar mixat. Da, 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 da. Și alea sunt folosite pentru masterurile care se imprimă direct pe vinil. Da. Eu nu știu de unde Petre are crude masters. Eu știu, da, vă spun după. Da, pentru că am auzit Pink Floyd la el, Crude Masters. Am auzit Craver, Crude Masters. Dar că știi ce nu să știu, mai, spun. Nu mai da, spun da, 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 Bineînțeles că le știu. Băi, dar stăteam și ascultam la un moment dat. Venise un tip cu foarte mulți bani la el, un artist, care uh, cumpăra Crude Masters. Și la audiofil știa exact. Moldoveanu? Da. Știi că a ajuns atât acum. De unde da. Avea 200 de chile, e atâta mâncare. Este atâta și e... Era să moară, parcă. Era conspiraționist total. Deci era și cel mai tare conspirație de la el, am auzit. în plină am pandemie n-aveam ce să fac mult la Petrică, stăteam la acolo Petrica sus. Am întâlnit toți nebunii frumoși. Da, exact. Ăla care, și el avea ăla foarte care mulți e bani. De, de, de telescoape. Da, da, da. Nu știu un și pe pasionat da. de telescope, Unul care e pasionat de diograme sau cum se numesc care, care are un, a, și a cumpărat o vilă ca să pună trenulețe în iane. Exact. Toată vila e plină de trenulețe. Mi-a arătat poze, mi-a zis, <laughs> când vrei, vila la mine și ne jucăm cu trenulețele. Zic, Omul da. moldoveanul care cumpără tot așa. Cumpără Crude Masters și la un moment dat a tal frecase pe Petre, dar cu, cu piese cu, cu, și Petre a zis, eu stăteam acolo liniștit într-un colț, n-aveam nicio treabă. Mă bucuram, ascultam și Petre zice, nu mai bine te prea domnul Gujina. Cât cine știe mai bine? Stai cu el, ascult, se arată exact. Bă, cei drept am vândut mai bine decât Petre. A plecat -a la cu, a plecat -a la cu vreo șase crud masters. Nu vreau să știu cât a dat pe el. Mult rău. Mult foarte rău. Mult, foarte rău. mult. Foarte mult. Da. Că a venit Petre după aia și mi-a dat un vraf de viniluri așa a spus astea sunt Iale pentru le tine. <laughs> da, 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 da. <laughs> da, mă, da. Este, mi-e că nu vrea să fie cunoscut în mase. Pentru că este un personaj și chiar vinde niște lucruri. Și cu ce Petre, eu mă tot gândesc să fac de, podcast da, nu cu nu el. Vinde un obiect în sine. El vinde niște trăiri gândesc. Da, exact. Este sentimente acolo. Vinde niște amintiri. Și foarte complicat să explic eu despre Petre nu, care e treaba foarte, dacă nu îl vedeți în punct. mediul lui. Nu, m-am gândit dacă i-aș face un deserviciu. N-ar trebui să vină Petre aici la podcast, ar A trebui să, să ducă podcastul la el. Ah, sau da, sau bravo, da, te duceați. Bă, nu, dacă fac podcast cu Petre vreodată, o să-l fac la el acolo. La și el acolo pe fiecare acolo este, este un este nu, parcul de distracție al sculelor, <ră> <ră> jur. Și al muzicii. Disney în sculelor și al, mu al muzicii. Da, nu, eu da. găsesc absolut tot ce îmi place pe vinil, găsesc la el fără fă nicio problemă. nu probleme. găsești, îți comandă și ți-aduce oricând. <ră> Și dar Michelin. în ultima vreme trebuie să recunosc că ori l-am întrebat de ceva, mai ales că m-a și învățat, așa că am ce gusturi am. Dacă nu e în față, zice, du-te jos și găsești sigur acolo. Și mă duc și în caut singur, găsești, sigur găsesc. <laughs> da, da, da. Deci este. Da, 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 e Uite, am intrat pe zona asta, dar nu s-a așteptat nimeni. Am intrat de mult, da. <laughs> am intrat de mult și ne e foarte greu să ieșim pentru că e foarte confortabil și plăcut. Da. Și plăcută zona asta. Da, chiar tare. Chiar tare. Eu zic oameni ca el cu pasiuni mistuitoare, mai pot salva ceva din țara asta. Da. asta așa doar când încerc eu să mă îmbărbătez, că o să fie bine. Dar tu ai tristețea asta și ai avut tot, tot timpul și vreau să chem să spargem jazzul, cum zic mm -hmm. eu aici. Cu episodul ăsta care pentru mine trebuie să recunosc pentru mine foarte personal episodul ăsta că dan mie mi e foarte drag. Trecând peste ce a făcut el, trecând peste tot toată aura asta din jurul a ceea ce ai făcut pe televiziune și responsabilizându-te niște oameni indirect pentru degenerescența morală a acestei țări, lucru care a unei generații, cel puțin, ți s-a aruncat asta în spate. Da, normal, și dar cum nu, te raportezi la ea. Cred că ai fost destul de clar. De ea, mai nu, dar tu ai o tristețe de asta legată de. și transpare cumva când intrăm în zona asta de discuție personală, că ai fi putut să faci și altceva, totuși. Nu, chiar deloc. Mă bucur că am avut libertatea de a face tot ce mi-a trecut în cap. Uh, am avut la un moment dat o un flash așa, o străbatere, o străfulgerare, bă, n-am făcut nimic în prime time. Eu și asta m-am întrebat, când n-ai făcut, făcut, nimic discuții, în prime discuții, time? Au s au fost discuții, mai degrabă tatonări, nu știu ce. Uh, și mă gândeam așa, zic, bă, oamenii ăștia nu-mi dau pentru că sunt foarte bun pe felia asta și nu vor să distrugă un slot care era important totuși și unde băteam, jucam, au fost ani întregi în care eram singurul care bătea pro tv adică, da. ce zic. Sau. Și accesul, știi? Sau. Zic, nu vor în cauza asta să nu distrugă sau nu mă văd în stare. Dar după aia, știind foarte clar că nu o să aflu răspunsul corect la această întrebare, n-am mai pus-o și atunci zic, hai să mă concentrez să fac eu toate tâmpenile pe care vreau să le fac. Și mi-a ieșit de mult în cap povestea asta. Eu zic și foarte am sincer. O grămadă de colegi care au făcut emisiuni în prime time și care au dispărut de ani de zile. La ce le folosit. Eu sunt acolo de 28 de sezoane. Dacă e să ca satisfacție profesională. Deci nu o să am niciodată bă, tristețea asta de care zici tu. Poate că așa pare, dar nu. Asta am simțit eu și vreau să lămuresc asta. Chiar nu. Și tot Pe înainte am ne... avut la un moment dat, poate voi fi sesizat totul la momentul în care chiar o aveam. Dar nu era o tristețe, era o, un semn de întrebare, așa, Bă, nu mi-au dat pentru că nu merit sau pentru că nu vor să strice ceva care e deja construit, betonat, asigurat. Știi cum e? Mai degrabă cred în teoria asta. De ce să distrugă un segment care se construiește greu în televiziune și mai ales să, să devină ceva durabil? televiziunea România este, adică telespectatorii sunt foarte, telespectatorii români sunt foarte, uh, cum să zic, un termen să nu, să nu greșesc, răsfățați. Pe câțiva bănuți, cât costă abonamentul, au show-uri cu nemiluita, toate marile francize, au meciuri cu nemiluita. Gândește-te, eram la Cristi Kivu acasă la Milano și mă întreba într-o sâmbătă, ce meci vrei să vedem? Și o vedea? Dă berea aia, morții lui, un meci. Băi, ce și nebun? Zice meci ca să știu ce cumpăr. Și atunci am înțeles eu, dar asta mult, când a ajuns la Inter, prim, primul an. Și ce vrei mă să zici, că nu te înțeleg? Băi nebunule, zice, fiecare meci costă, nu era că era problemă, nu dă bani, era problema, Dar ca să știe ce, ce poate te trezești, că vrei să vezi ăla și nu e cumpărat, nu știu, zic, cum mă, că noi le avem pe toate? știu că noi le avem pe toate și în abonament. Adică știi, plătești la orice digi, dulce, dragi, căcat și ai pe digi toate, de exemplu, toate campionatul românesc, unul, liga întâi, a doua, a treia, a treia, uh, italienesc, spaniol, Premier League. Premier League pe Eurosport. Ai Eurosportul cu Premier League, nu plătești nimic în plus. Bă, ăla e abonamentul de cablu. Ăla e abonamentul de cablu. Îți dau oamenii ăștia, moca, niște meciuri pe care dacă ai vrea să le Bă, mă uitam, sunt etape în care televiziunile astea patru, digiurile 4 plus Eurosportul, bă, transmit, cred că 50 de meciuri, jur. Nu, nu exagerez, în toate campionatele, bă, câte patru canale odată mâncate. Bă, multe rău de tot, multe, nu mai zic de Champions League, nu știu. Păi mulțește cu 2 euro meciuri, să zic. Bă, un euro meci. te-ar costa ca să vezi, să zapezi, să zici că ești nebun, joi la părâri, vrei să zapezi. Bă, te-ar costa 56 de euro pe, sau 100 de euro pe weekend. Doar meciurile. Deci telespectatorul român este un telespectator răsfățat. Prin acest răsfăț apare și reversul medalii. Se plictisește repede. Gata mă, altceva nu ne dai? Cred că ăsta e citatul pe care o să-l pun. Nu știu, pui ce vrei. Telespectatorul român este un telespectator răsfățat. Da, și foarte bine. Cumva, că e așa. Tare mi-e teamă că nu o să mai fie așa multe ani. Dacă nu muri televiziunea. Poate nu o să mai apuce să mai schimbe și să devină. Chiar mă, moare televiziunea? Tu cum vezi asta? Moare, dar nu se predă. <laughs> a, așa. Puneam să mai vorbesc și de pe episodul ăla în care te-ai împulit cu copilul cu cușilii la un moment dat. Nu, mă, absolut deloc. Absolut deloc. Eu, eu n-am făcut referire la el atunci. Eu mă refeream la contentul unor așa zis lideri de opinie ai YouTube-ului. Care au și dispărut între care timp. Au și dispărut între timp, mă rog. Uh, și mă refeream la acel Ilie că dădea limb la un cactus. Știi? A, știi că a fost printre Dici cele mai mari țepe din un românesc. El dădea limb la un cactus, n-avea nicio uh, problemă să facă asta, asta nu unul la mână, doi la mână, n-avea nicio repercusiune, nu îl trăgea nimeni de urechi, nu la nicio amendă de la niciun cinea, nu s-a întâmplat nimic. Nu se mai gândea lumea. Știi că, că prima dată că a fost, fost percepută reacția ta ca pe o frustrare. Nu, n a fost nicio frustrare. De deci ce frustrare? Pentru eu, că eu uite mă, că, că s-a face tâmpenii pe mai mari, mari pe și nu are nicio repercursiune și eu am. Băi, asta nu este o frustrare. Este o întrebare în contextul în care eu eram futut și atacat. Că ai distrus o generație, că nu știu ce. Bă, mâncați în Ok, poate am făcut în mi-am luat amenziile, că din fericire sau din păcate la noi e te arde, dar ea nu-i vedeți? Adică măcar voi la televizor puteți să aveți control, să nu intre copiii, să-i duceți la culcare, să nu-i lăsați să uite la mine. Eu, la rândul meu, am amenzi. Am, adică, ok, am făcut multe tâmpenii, dar uh, puteam să fac și mai multe. Uh, și, dar pe YouTube, când ăia stau cu telefonul și cu tabletele în mână și vedeți că unul dă limb la cactus, nu vă puneți până că poate mimetic, așa cum ziceți că se întâmplă cu ce văd copiii la mine. S-ar putea întâmpla cu ce văd și pe YouTube, nu este foarte asemănătoare situația de mimetism. Nu vi se pare că s-ar putea să nu controlați asta pentru că el pleacă cu tableta pe -un curte la stradă, pe stradă și nu știți la ce să uită. Adică sunteți ok cu toate căcaturile după YouTube care nu pot fi amendate sub nicio formă, dar mă luați pe mine la pulă că am făcut nu știu ce și că am distrus o generație. Nu e o măsură, nu? cântărim cu Exact, cântărim cu niște Exact, niște greutăți stricate. Întreb, nu zic nimic. Asta am zis atunci. M-a o la pulă că nu mai vor să se asocieze că fac eu multe tâmpenii. Dar cu ea se asociaseră Coca-Cola îi pusese pe cutie. Vlogul mai ții minte? Sau, am Cine dracu mai erau pe acolo? Tot așa, cu un conținut îndoielnic. Adică, bă, mâncați-ești cum se întâmplă lucrurile astea și care e logica lor. Atât tot. Și el bine a făcut că din solidaritate de breazlă și-a apărat colegii. Și aș făcut la fel. După aia ne-am împăcat într-un primul podcast celebru la care am participat. Am înțeles omul că din fericire și el este un băiat cu creier la el și Și el e un băiat deștept. Și cu bun simț și deștept și bine crescut. Ne-am împăcat, am rămas prieteni, la revedere și Când a început aventura pe prima, i-am dat niște mesaje, dar repet, exact faza asta am mai spus-o și la Codin și n-aș vrea să, să, să repete. Uh, când a ieșit, mi-a zis, bă, din păcate ai avut dreptate. Și la mine la fel a fost. Știi? Uh, n-aveam nimic cu el. Chiar n-aveam nimic cu el. Lumea mi-e -mi pare rău că. Dar repet. Mi-e -mi pare rău că margele. nu cred că ar fi trebuit să-i dăm mesajele alea. Că am vorbit cu el chiar acum câteva zile. De am eu nu i-am dat mesaj de am zis, baftă multă, de anul Dumnezeu să apuci tot atâtea sezoane cât am făcut și eu, dar zic, vezi că te înham la o treabă imposibilă. Da. Tu vrei să îmbin TV-ul cu YouTuberi? Uh, youtuberii. Cu, exact cu publicul asta tot. Și da. i-am dat exemplu concret. Zic, uite în ce ipostază ești. că- ești pus în ipostază de a prezenta la tine în emisiune, de a explica ce au fost mineriadele, cine a fost Ion Iliescu, o televiziune ai cărei telespectatori au trăit asta. Tu, dacă spui și explici ce au fost mineriadele pe canalul tău de YouTube, bă, s-ar putea să fie chiar interesant. Dar pentru ea da. care se uită la prima TV, este o redundanță totală. Adică, ei au trăit. Și unii dintre ei ar vrea să-și uite chestia. Nu mai vorbesc, dar nu, pot, nu are logică să explici unui public care a trăit un eveniment, ce a fost evenimentul respectiv. Și fandomul lui Shelly este destul de acid și e destul de înțepat și înfip pentru care vârsta pe care o are. Eu când l-am chemat, eu când am început aproximativ discuții, primul invitat a fost Shelly. Uh -huh. a părut perfect normal. Și când am adus în discuție exact episodul ăsta despre mineriadă și am zis, trecând peste faptul că publicul căruia îi te adresezi pe TV știe deja chestiile astea, iar la tânăr e posibil să nu fie interesat, sau dacă e, mă da. cu două mâini să fie și mi se pare perfect normal, nici tu nu ești cea mai legitimă persoană care să aducă în discuție ăsta de chestiunitate lui ca persoană. eu am zis, nu vei putea face mixul ăsta, nu vei putea da pe TV ce ai putea să dai pe YouTube pentru că te oprește ce ul nu vei putea da pe YouTube ce vrei să dai pe TV, că plictisitor. e plictisitor. Și atunci, concentrează-te pe una dintre ele. El a încercat să facă acest mix și n-a reușit. Și mi-a zis, din păcate, ai avut dreptate. Asta e, nu e o problemă. Nu l-a afectat, că nu va despre asta. Bă, e bă nu l-a afectat, nu. nu e vorba nu, despre A încercat-o și pe a, asta, s-a repliat foarte putea bine. Putea să iasă, dar cele mai mari șanse erau să nu iasă. Bă, care și cei mai buni oameni de televiziune pe care a avut România, din punctul tău de vedere? Bă, a avut România, mulți oameni de televiziune buni și are în continuare. De la Tudor Vornicu începând? Da, exact. Ok. Tudor Vornicu, Bocăneț. Cer scuze că nu știu neavând tangență cu TVR-ul, dar au mai fost. Lazarov. Lazarov. Liviu Tudor Samuile sau cum îl... Da, da, Să nu-l confundăm cu băiatul. Ana Bogdan, nu știu, realizator Doru Dumitrescu, dacă mai ții minte, făcea niște albumi cum să. Adică, Și probabil că foarte, foarte mulți, dar în perioada eu eram mic, n-am recuperat informația. Dacă să intrăm în zona remeniu, asta post-decembristă. După, după 90, nu mai știu ce înseamnă bun. Nu mai știu ce înseamnă bun. fi mai explicit și o să pot să răspund. Dacă bun înseamnă ca nivel de rating, au fost mulți buni. Au fost. Toți cei care au făcut rating, că e și greu să iei număr. Călinescu, tu, că Mihail Dulescu, Andreea Marin. Asta zic. Uh, balansul ăsta între popularitate și calitatea contentului. Păi, Calitatea contentului oricum fiind un indice foarte discuția, subiectiv aici. Revenim la discuția pe care am avut-o vis-a-vis de calitatea contentului meu, uh, au fost epoci. Eu nu am făcut scandaluri că mi s-a năzărit mie să fac scandaluri. Nu am făcut scandaluri că dacă făcea Andreea Marin în perioada aia, scandalurile astea pe care le-am făcut eu sau dacă poate le face acum cineva, poate nu mai merg. Iar la pe vremea ei sigur nu mergeau să fi văzut o băiaș cu cove și cu guță. Din punctul ăsta de vedere, calitatea a scăzut. Noi, în loc să luăm punct de reper anii 90, cu marile show-uri, surprize, surprize, din dragoste, ce mai era, bă, iartă -mă, O să zic o chestie și pe așa, asta o să vreau să vorbesc cu Andreea Marin, dacă o să binevoiască să vină. Să reală înțelegi? Da. Cum o spun, cum ți-am dat exemplu cu muzica. Totul merge spre rău. Dacă e să ne referim la calitate intrinsecă, prin prisma bunului simț măcar, dacă nu prin alte prisme sau prin alte criterii. Că dacă e să iei criteriul de audiență, nu stă în picioare. Ți-am zis, Guță și Leo de la Strehaia jucau în picioare tot, cum joacă acum în picioare Dani Mocanu și Jador în trending după YouTube. Și o să vină altcineva peste 20 de ani și o să se întrebe pe tine, tu bătrân fiind în ale podcastului, bă, Gojira, cine a fost frățioare pe vremea ta bună pe YouTube? Și tu o să te vezi nevoit să zici, bă, a fost bun Dani Mocanu. Și a fost bun Jador. Da. Și a fost bun Carmen Bună, Carmen de la Sălciua și au mai fost buni unii. Și tu știi că în conform standardelor tale oamenii nu au fost buni deloc. Da. Dar nu mai contează standardele tale. Și atunci o să ai o introspecție care s-ar putea să iasă cu dureri. Nu știu ce să zic. Nu mă mai regăsesc, a apărut conflictul între generații, nu pot să mă mai adaptez, sunt coclit să mă duc dreacu în treaba mea să mă încui cu cărțile mele și cu vinilurile sau să accept realitatea așa cum e să mă doar în pulă și să-mi vădă treaba mea. Ar putea ca ăsta să fie răspunsul pe care ar trebui să ți-l înregistrezi acum, să-l dai peste 20 de ani la un podcast cu unul tinerel care începe cu tine. Nu? Bă, foarte bun. Aici vreau să terminăm. Nu se poate final mai bun. Terminăm. Hai, te-am pupat. Mersi mult, Doamne, ne, ne vedem la Petrica.